Революция, если о чем говорит Occident. По тентативу деформарea unei, a unui centru tenebru, decizional tenebru, ei au adoptat legile astea toate, da? Uh-huh. Pentru a castra. Un candidat, hai să nu-i spun comun, dar susținut de mai multe partide. Sper și eu că nu sunt nenormal cu totul. Așa ar face din palmă. Hai băieți, intrați. Fiindcă va fi atacat Transnistria și garnizoana militară rusă. Tu. Te consideri trădător de țară? Da, m-am dus în Rusia. Și am să mă duc, fiindcă suntem parteneri strategici. V-am pupat pe portofel. Vă salut, prieteni! Astăzi îl avem invitat alături de noi pe Bogdan Țirdă. Nu cred că merită să fac prea multe introduceri. O să vă spun doar un singur lucru. M-am gândit foarte mult în care limbă să facem acest interviu. Mă gândeam la rusă, la română, la moldovenească, la transnistreană. Până la urmă am decis că, nu, la un moment dat mă gândeam și la buriată, pentru că domnul Țârde are anumite lupte cu internauții, cu unii dintre ei. Dar până la urmă am decis să o facem în limba de stat. Domnul Țârde, dar care este limba de stat la noi? Păi Gabi, există Constituție, da? Articolul 13, în care la Marea Adunare Națională, în 1989, s-a cerut de 500 de mii de oameni, cel puțin așa s-a pretins că erau 500 de mii, limba moldovenească în grafie latină. Atunci a ieșit la tribună și Mircea Snegur. Atunci erau, da, și mai mulți scriitori, mai mulți poeți, care, da, cu lacrimi pe ochi, da, se bucurau că în sfârșit, iată, noi obținem această limbă moldovenească la nivel de lege, privind funcționarea limbilor, da, și numerea limbii. Și iar mai apoi, în 94, la nivel de Constituție. Asta e un moment foarte important în viziunea mea. Dacă cineva și-a dorit să schimbe denumirea aceasta de limbă, dacă e română, că nu știu, trebuia să fac ce obțin un referendum. Asta e unul sau doi. Ce obțin să aibă 67 de mandate în Parlament, prin care se modifice această sintagmă de limbă moldovenească. În al doilea, dar nu cu 54 de voturi, cum au făcut ei, încălcând grav atât voința poporului, unul la mână, doi, cât și Constituția, și trei, cadrul legal existent. Totodată eu vreau să accentuez un moment. Adică noi facem acum interviu ad hoc, da? Adică întrebările ad hoc, eu nu am pregătit documente, foi, un alta, ca să polemizăm acum. Absolut. Vreau să spun un moment. Noțiunea de limba moldovenească este mai degrabă în viziunea mea, da? Este un politonim, da? În sensul care, că noi utilizăm această expresie în calitate de martir. Așa cum, de exemplu, cineva în Macedonia scrie în Constituție că e limba macedoniană. Uh-huh. De ce e limba bulgară? E identică cu bulgară, da? Sau în Croația se spune că limba e bulgară, ce e sârbă, da? Ca și în Macedonia sau ca în Muntenegru. Că limba, ce că ar fi muntenegreană, deci toată lumea înțelege că e identică cu sârbă. Sau în Constituția din Luxemburg. Dar după logica asta ies că e română la noi, până la urmă, sau nu? Nu, stai o leacă. După logica asta ies că fiecare popor, din momentul în care și-a creat propria statalitate, el devine națiune. Uh-huh. Mă înțelegi? Da. Din momentul în care are el devine națiune, el trebuie să aibă atributele unei națiuni, adică statalitatea, hotară, cultura națională, economie națională, limba națională, da, în calitate de martir. Cum, de exemplu, Luxemburg. Tu ai auzit că în Luxemburg, în Constituție, că limba e luxemburgheză, care, de fapt, practic, aceeași limbă franceză. Da? Același lucru dacă noi vorbim despre limba azeră, da? Care, practic, e identică, într-un fel sau altul, cu turca. Da? Am de nivelul de identitate sau de egalitate între dânsele, ca și între moldovenească și român. Noi doar avem mii de cuvinte, care ne permite, de fapt, spunem că ar putea fi o altă limbă chiar. Da? Atunci când noi spunem doar popșoi, nu porum, dar noi spunem patologică, nu roșii. Noi spunem bostan, nu dovleac, da? Noi spunem piarjă, nu... Mai dăună z-am aflat rahamonic, rucamonic, nu știu cum. Da. Și cuvinte de astea sunt sute și mai degrabă aș spune mii, fiindcă s-a ajuns la faza că statiu editat și un dicționar, nu înțelegi? Da, mulți râdeau, dar teoretic nu puteau combate, spun că astea sunt regionalism. Da, fraților, și națiunile apar. Inițial ca niște regionalisme. Respectiv, da, cazuri de astea când eu să-i spun că limbile au foarte mult în comun, iar uneori sunt și identice, doar că statele, popoarele care și-au creat propria statalitate, ei au hotărât să-și numească limba
În alt fel decât consideră altcineva, mă înțelegi? Chiar și așa zisă comunitatea științifică. Fiindcă în timpul Unii Sovietice toată comunitatea științifică spunea că e limba moldovenească. Acum, când au început să primească granturi din România, au început să spună că e limba română. Dacă se schimbă ceva din punct de vedere geopolitic, mă înțelegi? Atunci iar vor zice că limba e moldovenească și o să găsească mii de argumente. Vor deschide de descrierea Moldovei, descripția Moldavei, alu Cantemir, unde se spune despre graiul moldovenesc. Graiul în terminologia lui fiind egal cu limba. Da. Vor deschide de pe Ureche, vor deschide de pe Costin, da? Care spunea în cronice lui tot despre neamul moldovenilor, da, și mai nu știu ce. Vor găsi o groază de letopisețe unde figurează noțiunea de moldovenesc. Asta depinde probabil de unde ajunge... De unde ajung rușii? Până la Odessa sau mai încolo? Da, sigur, sigur că da. Și mai mult decât atât vor deschide regulamentele organice, unde era foarte clar scris, da, că limba moldovenească va fi limba care va fi gestat, de fapt, în Principatul Moldovei. Și asta era în 1834, aproximativ, dacă eu nu greșesc. Da? Și vor găsi o mie și o mie de argumente. Și la Creangă, da, cu Moșe Ion Roată și Unirea, și la Matievici, da, și la Vieru, da, și la Grigori Vieru și la mulți alții, da, care spuneau despre limba moldovenească. Iată, asta fiind faza, eu rămân pe ideea dacă a existat totuși un popor moldovenesc, ne place nouă sau nu, care a dat denumirea statului său de Moldova, da? Care s-a auto-identificat ca moldoveni, lucru consemnat de fapt și Nicolae Iorga, care spunea dacă basarabeni ești moldoveni și limba și-o numesc moldovenească. Moldovenească. Așa era, așa era, da? Și lucrurile astea nou ne plac, nu ne plac, dar ele sunt și repet încă o dată, sunt sute de documente, sute de letopisețe, da, zece letopisețe, care vorbește de lingua Moldavie, da, de limba moldovenească. Până la Stalin, până la Republica Democrat Moldovenească în 1918, unde tot vorbeau de limba moldovenească, și până la Constituția chiar moldovenească, care așa de mult o cereau, repet încă o dată, și Snegur, da, și Vieru, da, și toți actorii ăștia și elita asta intelectuală noastră. Bogdan, dar de ce la noi în general se discută atât de mult în permanență despre limbă, orientare sexuală, religioasă, geopolitică, da? Și nu se discută, când spun că se discută, vorbesc de oameni, de presa mainstream și așa mai departe. Și nu se discută fundamental despre chestii sociale, despre chestii economice, care țin nemijlocit de viața noastră, de calitatea vieții noastre. Fiindcă înțelegi, chestiile economice trebuie să le probez. Mă refer la ce? Că atunci când tu promiți, declarai că gazul cu 4 lei e scump, eu voi aduce cu 2 lei, și trece jumătate de an și tu o aduci cu 30 lei. Tu nu prea ai argumente. Da, tu poți spui că... Și atunci treci la limbă. Da, și atunci tu, corect, și atunci treci la limbă. Sau treci la întrebare, dar tu cine ești? Gay sau nu gay? Da, dar tu și ești, da? Care gender tu ești, da? Bărbat, femeie sau celelalte 95 de gender, da, care sunt la nivel de Uniunea Europeană, da? Adică asexual, bisexual, transexual, heterosexual, pansexual, etc. Asta este momentul. Și fix așa tu când iei orice criteriu economic, da? Care nu e, că e energie electrică, un leu 60 și scump și ai adus-o cu 5 lei, da? Că investițiile pe care le făcea Dodon când era ministrul economiei, 800 milioane de dolari, am avut în 2007 investiții, iar apoi tu externe direct, iar apoi tu vii la guvernare, da, și te prăbușești la 300-400 milioane. Și nu poți depăși această cifră de 800 de milioane, care a fost pe timp comuniștilor, am văzut, când Dodon era ministrul economiei, și tu nu poți depăși această cifră, mă înțelegi? Când tu nu poți depăși nici măcar nivelul de sărăcie absolut, care era, adică nu poți ameliora, care era pe timpul Plahotniuc. Prin anul 2020, ții minte, da? Că sărăcia absolută era 24% aproximativ. Astăzi, iată, în 22, ajungem la 31%. Și tot așa, la orice indicator, și tu nu ai cu ce acoperi, și atunci tu o acoperi așa cum spui tu, cu limba, da și limba. Când tu zici, băi, de ce gază 30 lei? Și
eu îți spun, stai. Tu ești putinist. Tu gazul ăia. Tu ești putinist deodată. Zi-mai din ieșit, cum se numește limba? Română sau moldovenească? Dar tu cine vrei? Cu Europa sau cu Putin? Sau cu China, sau cu Asia, sau cu Rusia? Iată care e faza. De ce își utilizează discursul ăsta pentru a, unu, manipula populația, a sustrage atenție de la scheme în primul rând și de la probleme într-al doilea rând, pe care ei nu le pot soluționa problemele astea, dar ca să le soluționez, trebuie să ai relații bune, ca să nu zic amiabile, dar și strategici cu Federația Rusă. Fiindcă de acolo poți primi gazul cu 4 lei sau 6 lei, da, de acolo poți obține energie electrică, da, cu la prețul care ar fi convenabil pentru toți. Slavă Doamne că de acolo și obținem am cu 70 de dolari, fiindcă dacă am rupi și această legătură, am luat de la frații români cu 200 de dolari. Cum am mai luat, apropo? Cum am și luat, da. De acolo vei putea obține lemnul, da, de acolo cărbune, de acolo foarte important. Nu, până la urmă, România au toate chestiile astea, doar că ele sunt un pic mai scumpe. De acolo îngrășămintele minerale, gari. Și cel mai important, acolo e piața de energie. Atunci când tu ai declarat, da, că Rusia e stat agresor, când tu ai declarat că noi ne aflăm în război hibrid, ne agresor, ok. Dar când tu declari că tu te afli în război hibrid cu Federația Rusă, război hibrid în definiție înseamnă ce? Totalitatea operațiunilor de ordin militar, economic, cibernetic, financiar, informațional, psihologic, da? Pe care le desfășoară un stat contra altuia. Noi ce, fraților, noi avem cumva conflict militar cu Federația Rusă, noi, ca eu să înțeleg, da? Noi avem război financiar, Rusia ne-a pus nouă sancțiuni. Но noi avem militari ruși pe teritoriu, da, în principiu. Stai, dar numește-mi o sancțiune impusă de Federația Rusă. Iată, eu îți numesc acum. Noi am blocat toate tranzacțiile financiare din Rusia. Știi de asta, da? Știi. Noi nu cumpărăm gaz din Federația, chipurile nu cumpărăm, da? O cumpărăm pur și simplu de 3 ori mai scump prin intermediari. Noi, da, nu permitem practic zborurile. Din și spre. Da, nu zboruri directe, da, clar. Zboruri directe nu sunt. Lumea achită un preț triplu, quadriplu, prin Stambul, da, sau prin Erevan. Zburând de 3 ori mai mult, da, durata zborului cât e? Până în Stambul o oră jumătate și din Stambul 4 ori. Păi, fraților, asta sunt 6 ore. Asta sunt 6 ore plus transferurile, plus toate. Dar în Erevan situația e și mai complicat. Iată, eu ți-am dat numai vreo 2-3 exemple. Și te întreb, dar ce sancțiune a impus Federația Rusă de Republica Moldova? Nu a interzis la vreo 2 deputați acolo să mai... Păi da, dar asta că răspuns la faptul că noi am blocat, noi am alungat, fii atent, 3 pătrimi din ambasada Federației Rusă, vreo 50 diplomați, simite, da? Să nu greșesc cifra acum, că erau 45. Da, pentru că credeam că ei... Pentru că ei cică spionau prin antene. Ei spionau prin antene. Și eu atunci am luat și am hotărât să mai trolesc o leacă, știi, gândașii ăștia noștri. Alt calificativ nu găsesc. Și am fotografiat ambasadele americane. Și câte antene au? Păi nu știu, s-a părut că e triplu, ca la ambasada rusă. Poate le-o scos și de asta. Bogdan, uite, având în vedere, noi am vorbit un pic despre situația economică și sărăcie, da? Având în vedere toate chestiile astea și aducându-ne aminte ce s-a întâmplat în 2009, la 7 aprilie, societatea e gata de un nou 7 aprilie? Iată, din cauza problemelor economice, dacă vorbesc, și sociale. Sau nu e gata? Cabe, dă să-ți spun așa câteva momente, hai să le analizăm așa, rapid, fugit. Uh-huh. Noi nu putem acum, știi, să... Nu avem atât timp să săpăm prea adânc, dar să nu uităm. De obicei, pe 7 aprilie a fost o revoluție color. Da. Noi ziceam Twitter. Da, revoluție Twitter. Atunci, Twitter-ul, da, și toată rețeaua de internet, adică a început prin internet. Nu ne-a ajutat ambasada americană, prin programele USAID, prin programele Actor Access, da, etc. Asta e un moment important. Al doilea moment, toate revoluțiile color care au fost, da, guvernările care au fost supuse acestui impact, uh-huh, așa, de fiecare dată au acuzat Occidentul în organizarea lor. Că era revoluția din Georgia, de prin 2004, că din Ucraina, cam din aceeași perioadă, da?
că apoi din Moldova în 2009, apoi Maidanul ucrainean, apoi în Armenia, da, prin 2007-2008, dacă nu greșesc, da, apoi în Kirghizie, apoi iarăși în Kazahstan în 2020, apoi iarăși nu știu unde. De fiecare dată, plus primăvara arabă din 2011-2012, de fiecare dată se vedea, într-un fel sau altul, mâna Occidentului. Ori din 2009, deci, când s-a produs această revoluție... Poate el nisă na zărea, doar ori iar... Păi, bine, e, poate și nisă na zărea, doar că faza constă în fapt că de fiecare dată când se produceau aceste revoluții, veneau forțe radical pro-occidentale și radical sorosiste. Că e vorba, ar fi Saakashvili în Georgia, da? Apropo, ce e cu el acum? Că ar fi vorba, da, de mult stimatul Pașinian în Armenia, care deodată așa declarat că vrem să ieșim din UDKB, a avut război cu Azerbaijan, a pierdut Karabahul, pierde acum sate, vreo 8 sate, da, etc. Acolo e dezastru mai scurt. Că la noi, da, Maia Sandu, care apare, da, fiind din Senatul Fundației Soros și tot cu studii ca și Saakashvili prin Statele Unite, da, etc. Cursuri. Nu cursuri. Ei bine, clar că cursuri, da, ca și la Tertoac, Futura, eu am făcut Sorbonă. Două luni de zile. Păi, frate, două luni de zile, astea nu sunt cursuri. Eu așa diplome de astea să aduc cu un cărușion, înțelegi? Care le-am făcut în Divraie. Asta nu sunt studii. Asta sunt cursuri. Nu confundați, rog, da, studiile cursuri. Dar, mă rog, important e că băieții ăștia, unu, aveau studii, de obicei în Occident. Doi, aveau cetățenii, cel mai degrabă occidentală, că românească, că mai nu știu care, că franceză, dacă nu greșesc, președinta Georgiei de astăzi, că conturi aveau, obligatoriu, conturi trebuiau să aibă, și foarte des familia le locuia acolo. Și al cincilea componentă, toți indivizii care făceau revoluții de date, aveau conexiuni cu fundația Soros sau cu fundațiile astea din rețeaua Soros, Adenauer, etc. Fiind din ONG-uri sau din Senat. Dacă erau top, erau un top, trebuiau să fie în Senatul fundațiilor date sau în conducerea fundațiilor date, etc. Iată acestea cinci momente și principalul moment, al șaselea, se declarau de fiecare dată radical pro-occidental. Radical. Adică începeau de obicei o politică rusofobă, începeau militarizarea. De la distrugere monumentelor până la... Sigur, că, da, interdicția limbii rusii, interdicția televiziunilor rusești, legile cu combaterea propagandii ruse, da? Propaganda occidentală, adică propaganda LGBT, propaganda justiției juvenile, etc. Asta e ok, înțelegi? Iată propaganda rusă, da? Iată asta e rău, da? Când îți arată ți acolo cu Dostoievski, Tolstoi, cu teatre, cu nu știu ce, că asta e Doamne ferește. Beethoven. Mă lasă, e aici trăiești. Da, e aici consultant, pirou de consultant. Și iată momentele astea, Gabi, ele sunt importante din ce punct de vedere? Că toate aceste, așa zis, revoluții, dar ele erau de fapt lovituri de stat. Pentru că revoluția înseamnă modificarea, schimbarea radicală a sistemului politic și în termeni marxiști, a modului de producție. Mă înțelegi? Și a modului de producție, și a formațiunii social-economice, și în general a întregul sistem. Aici erau lovituri de stat. Lovituri de stat în care participau, se produceau un capital, în care participau vreo 10-20 de mii de oameni, de regulă, toți, de regulă, membri a unei rețele de ONG-uri finanțate din exterior. Adică de agenți răi, hai să-i numim așa mai paraboci cristianți. Da? Și în rezultat se produceau, ce se produceau? Se produceau lucrurile care le-am văzut și eu la noi, le-am văzut în Georgia, le-am văzut în Armenia. Se produceau militarizarea, se producea războiul, da? Se produceau pierderi de teritoriu, se produceau explozii la prețuri, la produse energetice, pierderea pieților de desfaceri în CSI, legalizarea diferitor forme de LGBT, diferitor programe, drepturile copiilor LGBT prin școli, da, se predau cursuri educația sexuală prin școli, scindarea bisericii. Practic noi toată chestia asta o vedem și la noi. Și tot ce vedem aici la noi s-a produs în Georgia, în Ucraina, în Armenia, da, adică în statele așa zisului parteneriat estic, care erau nimic altceva, Gabi, decât o construcție colonială, un plațdarm de fapt. Noi credeam că asta e un fel de anticamera UE, dar noi eram pregătiți ca un plațdarm politic antirusesc, care mai apoi trebuia să devină un plațdarm militar. Și iată de ce în Georgia acum noi vedem aceste mitinguri, da, chipurile contralegii
Ну, акуш ла Джорджия, ла Джорджия ajungem. Dar scopul ăsta e, ca, într-un fel. Așa că asta era faza, Gabi. Iar astăzi în Moldova, noi nu putem produce o asemenea revoluție. De ce? Fiindcă revoluțiile se făceau întotdeauna de Occident. Ori astăzi Occidentul și-a pus marionetele sale în guvernare, am vedere Occidentul, acele forțe politice globaliste care astăzi se la conduce în Occident. Pentru că Occidentul e foarte variat și când noi spunem Occidentul trebuie să fim, știi, așa, mai atenți într-un fel. Dar astăzi la putere în Occident stau forțe globaliste, forțe într-un fel, da, anarhiste, radical-liberale, da, anticreștini. Anticreștini de altfel, antisocialiste de altfel, da? Chiar antiliberali, eu vreau să spun, da, că noi credem că liberal, ei nu mai sunt liberali, frate, fiindcă ei interzic televiziuni, ei interzic meeting-uri de protest, ei interzic libertate de exprimare, etc. Și astăzi noi nu putem face, de ce? Fiindcă Moldova a devenit practic, fără 5 minute suntem colonie. Suntem așa o semicolonie cu acte în regulă, care se mișcă vertiginos spre o colonie, care este militarizat, care este totalmente controlat din exterior și care nu are posibilități nici măcar un protest să organizeze veritabil. De ce? Fiindcă dacă în 2009, pe timpul Voronii, noi aveam 125.000 de studenți, astăzi noi avem, ca să nu mint, în jur de 45-50, ca să nu încurc cifre. Poate și mai puțin, nu sigur. Poate și mai puțin. Eu ultima cifră am văzut, îți spun, în jur de 45-50.000. S-au închis 5 universități deja, se comasează acum, ei lichidează practic USM-ul cu Universitatea Tehnică, le comasează, mă înțelegi? Câte școli în 10 ani? Peste 220 de școli lichidate, Gabi, peste 400 optimizate și tot așa. Adică cu cine se face revoluție? Atunci în 2009 au ieșit studenții. Deci eu să înțeleg că poporul la etapa actuală nu este gata să dea jos guvernarea prin proteste. În mare parte e plecat peste hotare, peste 1 milion de oameni, da. Studenți peste hotare, tot așa. Businessul este speriat, este la pământ, pur și simplu la pământ. Iar acel business care mai există, da, grație unor subvenții, mă refer la unii lideri agricoli, să-i numim așa, da, sau burghezie agricolă, ei supraviețuiesc grație unor subvenții de la putere și fiindcă sunt apropiați puterii. Fix același lucru le avem cu companiile de construcție care sunt apropiate fie de primărie, fie de putere, în general, mai supraviețuiesc. Toți ceilalți stau pe brânci și atunci când fac un pas în stânga-dreapta, automat au fiscul, automat au ANSA, ANTA, mai nu știu ce acolo, dar și zeci și zeci de agenții care încep să-i controleze, să-i hărțuiască și să-i intimideze. De ceilalți de bugetari eu, în general, fac. Omul se teme să-și piardă locul de lucru într-o situație în care, cum să spun, nici bani la colțun deja nu mai e ca să supraviețuiești. Și orice ultima șansă e să ai un loc de muncă cu un salariu cât de mic, dar stabil. Într-o țară, ne aflăm într-o țară în care chiar tu ai făcut o grămadă de lucrări despre ONG-uri, da? În care ONG-urile conduc, de fapt, au ajuns acum... În geocrație. Au ajuns la conducerea acestei țări. Noi vedem ce se întâmplă în Georgia acum, pentru că ai menționat de Georgia. Ce s-ar întâmpla la noi, în Republica Moldova, dacă s-ar schimba cumva puterea, mai știu eu, și cineva ar încerca să interzică ONG-urile sau cel puțin să bage prin lege chestia asta cu agenții străini, lege copiată de la americani, de fapt. Ce s-ar întâmpla la noi? Lege care există într-un fel sau altul și în Uniunea Europeană, ei îi numesc, da, dar ei de fiecare dată încearcă să adopte fie legi de combatere a propagandei, ruse sau chineze, da, fie legi privind suveranitatea, da, ei le numesc diferit, sau agenții străini, ei le numesc diferit, dar esența e una. Că atât Statele Unite cât și UE foarte tare se temă, înțelegi, de opinii diferite de cele pe care le propagă ei, de narrative diferite, de concepte diferite privind organizarea societății. Dacă ne referim la întrebarea ta exactă, înțelegi ce înseamnă astăzi? Eu am vorbit în lucrarea aceea care am descris-o, Societatea Civilă în Republica Moldova, și așa se numește, o geocrație, da? Războaie culturale.
Faza constă în faptul că Occidentul deci, a crescut la noi aici, de 100, din cele 14.000 de ONG-uri care le avea și 80.000 de voluntari, care de fapt reprezintă o armată întreagă. Asta e armată, Gabi. Da? Fiindcă noi când zicem de pacificatori, pacificatorii sunt 1.000 și ceva de oameni acolo, în Brazil. Deci 80.000. Adică ONG-ul ar putea alunga pacificatorii, în principiu. În principiu, la capacitatea de război informațional, psihologic și cibernetic, ONG-urile au... No, eu mă refer fizic, la numărul... Teoretic, da. Pur teoretic, da. Fiindcă asta e o armată veritabilă. Păi, ei au cultivat, au crescut aici o rețea de în jur de... Eu am descris 130 de ONG-uri în lucrarea mea, care reprezintă, așa zisă, ONG-ocrație, adică boierimea, da? Aristocrație ONG-urilor, care primea salarii, da, câte 5.000 de euro, câte 6.000 de euro, câte 3.000 de euro, da? Și care au granturi de la 100, de la 300.000 de euro pe an până la 5-6 milioane euro. Mă refer aici la unele ONG-uri mai mici, gen ADEPT, IPP, etc., până la ONG-uri care sunt Mamut, gen CRJMEU, Centrul de Resurse Juridice, care avea undeva cât, vreo 1.000.000 de euro, Promolexul, care tot avea vreo 2 milioane de dolari anual, și PASU, tot ONG, da? Centrul de Politici și Analize Sănătate, care ei însuși pe site-ul lor vorbesc de 5-6 milioane de dolari buget anual. Și toate această ONG-ocrație, înțelege, a fost cultivată, a fost hrănită, a fost crescută, ea a fost conectată la mass media, finanțată din exterior, gen Jurnal TV, gen ProTV, gen, le cunoaștem, TVR, care sunt 105 unități în Republica Moldova. Cel puțin atât erau în 2021, când eu am dat ediția Societatea Civilă în limba rusă. Și în situația dată a fost o concreștere între aceste ONG-uri, mass media și partidele, așa zis, pro-europene, care erau niște emanații într-un fel sau altul, mai ales după anul 2001, dar majoritatea partidelor pro-europene, că era vorba de PSL-ul Serebrean, care era unul din primele, iar apoi PLD-ul Filat, apropo, tot așa. Mai puțin pe leul Chertoacă, da, și al Udimpu. Erau emanații ale unor ONG-uri. Iar PASU a fost o emanație perfectă, mă înțelegi, a ONG-ocrației. PASU și PPDA-ul. Fiindcă cei care au creat inițial PPDA-ul, și Boțan era acolo, și Nantoi. Dar ei se prezentau ca societate civilă, protest civic. Protest civic, nu știu ce. Apoi toți ăștia au văzut cum au fost desantați, parașutați în PAS. Unde toți ca unul, dar toți ca unul erau reprezentanții, hai să spunem așa, acestor ONG-uri finanțate din exterior. Da, respectiv, dacă să spunem mai, lucruri mai direct, ei sunt agentura străină. În ce sens? Că au cetățenii străini, că au conturi în bănci străini, că au studii străini, că primesc bani din exterior pentru, accentuiez acest moment, promovarea unor interese străine foarte clar. Inclusiv, nu doar la nivel de război cultural, cum am zis, că ei promovează LGBT. Păi de nici nu ascund asta, sunt scopuri declarate, da, în statut. Da, acest lucru, dar de fapt aceasta este o trădare de țară, dacă să numim lucruri pe nume, fiindcă ei sunt finanțați din exterior pentru a distruge fundamentele acestui stat și infrastructura politică acestui stat. Începând cu limba acestui stat, da, terminând cu neutralitatea acestui stat, terminând, da, cu toate, cu televiziunile care au stat în țara aceasta, cu legile care au stat în țara aceasta, ei tot această, cum să spun, țesut, covor social, ei pas cu pas l-au distrus. Respectiv, atunci când tu încerci să interzici aceste ONG-uri, asta e echivalent cu interdicția influenței externe a Occidentului, dar mai corect spus, a controlului extern, că asta deja nu e influență. Asta este control extern, direct exercitat de Occident în Republica Moldova, Georgia, Ucraina, Armenia, în special. Respectiv, atunci asta înseamnă, de fapt, o tentativă de emancipare de control colonial. Și e o emancipare non-militară, fiindcă controlul încă nu e militar. Da? Aceasta este o ocupație non-militară prin ONG-uri, mass media. Soft power. Prin soft power. Acum deja vedem că și prin bănci,
când nou ne preiau băncile, nou ne pun reprezentant din România să controleze Banca Națională, nou ne pun, adică pe direcțiile cheie sau reprezentant din România, da, pe agenție de combatere a spălării banilor, pare mi se, ne pun tot reprezentanți direcți pe pozițiile cheie. Pe pozițiile secunde, cum consideră ei, ne pun reprezentanții ai fundației Soros sau conectați cu ea. Genul la CNA, cum era la Procuratura Generală, la SIS, la Comisia Juridică, da, sau la Minister, unde stau directori de programe la Fundația Soros sau frații directorilor de programe la Fundația Soros. Mă înțelegi, Gabi? Respectiv, chestiile astea, dacă tu încerci să le faci, este, cum să spun, egalat cu un război de eliberare națională. Gen, ce făcea Ho Chi Minh, ce făcea, cum să spun, pe timpul chinezilor, da? Mao Zedong sau pe alte popoare când se încercau să lupte, da, pentru eliberarea lor națională. Respectiv, chestiile se penalizează greu, se percepute foarte agresiv, foarte agresiv de Uniunea Europeană în primul rând, în primul rând. Și în așa caz tu riști câteva lucruri. În primul rând, așa zisul regim fără vize, ei vor încerca să-l deconecteze într-un fel pentru a ridica la protest așa zisa clasă de mijloc, care s-au obișnuit să călătorească pe acolo, da, să cheltuie bani, da, să-și facă selfie pe fundalul la, cum se numește, turnul Eiffel, da, etc. Asta e unul. Al doilea moment, mai puțin dureros, cred eu, dar, mă rog, nu și pentru unele segmente de business dureros, vor încerca într-un fel acest TCFTA care există, da? Adică zona de comerț liber, care e o zonă, nu e chiar de comerț liber, fiindcă acolo sunt cote. Tu nu poți exporta, de exemplu, toate merele care tu le produci, 500.000 de tone, de exemplu, nu le poți exporta. Tu ai cote, cota e 80.000, adică de 6 ori mai mică decât cantitatea ta de mere, fix ca și cu strugurii sau poama, cum spunem noi. Tot avem vreo 600.000 de tone, tu poți exporta tot în jur de 100.000 de tone, dacă eu nu greșesc. Adică de 6 ori mai puțin decât tu produci. Mă înțelegi? Da, tu poți exporta toate nucile. Nucile e ok. Mierea, oh, super, două încoace, da? Celelalte produse care strategice, tu nu le poți exporta, mă înțelegi? Dar se consideră că tu ai zonă de comerț liber. Adică așa au amăgit ei masa asta noastră care nu s-au documentat, n-au citit nimeni acordul ăsta de asociere, fiindcă era scris în engleză în primul rând, da? Nu l-au citit nici cei care l-au semnat. Și în această situație asta poate lovi și în business. Iată, asta va fi al doilea moment. Al treilea moment, fii atent aici, iată pasul. El dorea zilnic credit. Iată acum zilele acestea au mai luat 100 de milioane de dolari aproximativ. Credite. Și situația în ce constă? Creditele astea pe 5 ani, da, sau pe 10 ani, pe 15 ani. Și în momentul în care tu adopți așa o lege, ei automat poate să reseteze, să revizuiască termenii astea de creditare și încep să-ți solicite, și nu că solicite, da, ei cer regim urgent, da, să întorci acum iată creditele astea care tot ei le-au vrut cu desilă, mă înțelegi? Și spun tot felul de sancțiuni, au să încearc tot felul de sancțiuni. Nu, noi am mai văzut chestii de genul când a plecat Fondul Monetar Internațional în 2001. Da, în 2001 a fost prima dată. În momentul în care au venit alții decât cei pe care puneau ei miza. Am văzut că asta tare ne-a ajutat atunci, apropo. Noi am avut undeva 74% datorie externă din PIB, sau datoria guvernului, 74% din PIB, și în 2008 a ajuns la 34%. Hai să revenim totuși la ONG-uri. Ei, din câte înțeleg eu, au creat o societate civilă, pseudo-societate civilă, și au preluat putere. Prin intermediul ei, procesul a fost mai de durată, pentru că mi s-a descris de diferiți actori politici din diferite timpuri, modul în care încet cu încet erau infiltrați în ministerie și tot așa mai departe. Inițial pe consultanță, ulterior implementare și tot așa mai departe. Da, e posibil la ora actuală să facem nu că o societate civilă alternativă, pentru că nu e corect alternativă în cazul, dar una reală, autentică, la noi, Moldova. E posibil să o creștem sau, nu știu, să o pornim, să o facem în general?
El poate și ar fi posibil, înțelegi, la nivelul în care societatea civilă înțelege, ea trebuie să se dezvolte împreună cu societatea, fiindcă sunt două definiții ale societății civile, o amenteză de doctorul, inclusiv pe asta. Una mai largă spune că societatea civilă asta este un tip de societate capitalistă, capitalistă, da? Democratică, adică bazată pe stat de drept și bazată pe economie de piață. Iată, când tu ai capitalism, adică economie de piață, când tu ai stat de drept, da? Și când tu ai o societate în care 70% populației clasă de mijloc, atunci tu ai o societate civilă, veritabilă, legată de societate civilă. O societate capitalistă dezvoltată, avansată, nu știu ce. Și a doua definiție, societate civilă, ce e? Asta o definiție îngustă. Asta sunt o totalitate de sectorul neguvernamental, adică ONG-urile, biserica, sindicatele, patronatele și asociațiile cetățenilor, benevole. Da? Fii atent, aici deci ONG-urile sunt doar un element, în definiția dată. Eu când am făcut doctorat, știți, doctor, eu am analizat toate componentele astea. Atunci dacă ne referim la chestia asta și ne referim la faptul că biserica este o parte a societății civile, anume așa s-ar putea explica atacul masiv din ultima perioadă asupra bisericii noastre ortodoxe. Fiindcă biserica este un element tradițional al societății civile. Fiindcă noi când dăm definițiile astea, că societatea civilă apare odată cu capitalismul. Da? Nu, pentru, de ce întreb? Pentru că la noi s-a creat impresia, cel puțin asta au promovat mass media, politicieni, că societatea civilă sunt doar ONG-urile. Nu, frate. ONG-urile e o noțiune, știi, aparent nouă, a apărut prin anii 90, da? Pe la finele anilor 80, când au fost create așa zisele NDI, instituții americane, da, AIRAI, NEDU, National Endowment for Democracy, da, care erau într-un fel sau altul, mai ales NEDU, National Endowment for Democracy, nici, nu știu cum să-i spun, da, Fundația Națională pentru Democrație. Ele erau conectate cu CIA-ul, deci ani bile primoi sveasti SRU, în calitate de război informațional contra blocul socialist. Înțelegi? Și atunci unul din directorii CIA care crea NEDU a declarat, băi fraților, dar noi instrument mai eficient decât NEDU și decât ONG-urile n-am creat și nu vom crea, nu poate exista nimic mai eficient decât acest instrument. Da? Și în situația dată, ONG-urile au fost injectate în organismul societății noastre civile, au fost injectat din exterior, fiindcă... Și au preluat în general noțiunea de societate civilă. Fiindcă chiar și pe timpul Uniunii Sovietice. Când scriam teza aceasta, ce era noutatea științifică a tezii mele de doctorat? Că eu am demonstrat că și pe timpul Uniunii Sovietice erau elementele societății civile. Erau sindicatele, mă înțelegi? Erau diferite cluburi sportive, de la DOSAF, da, până la CEVREI, da, până la asociații de șahmatiști, diferite asociații de sportivi, de un alt. Ele existau, domcomurile așa zisele, da, când oamenii se adunau ca să rezolvă problemele din ogradă. Să dească un copac, să fac curățenie, asta ce era? Asta era societate civilă, gata, erau elemente. Cruzoc, croiche și tia, da? Oamenii se auto-organizau pe interese și satisfăceau unele interese private, astea și sunt fibrele societății civile. Și ele erau pe timpul Uniunii Sovietice. Apropo, tot existau. Indiferent de controlul partidului, fiindcă controlul partidului nu putea fi quasi-total, așa cum mi se explica nou. Era imposibil. Controlul quasi-total apare acum, grație internetului, grație Viberului, Facebookului, etc. Atunci, în anii 70, 80, 90, nu putea fi vorba de control quasi-total, cum ni se induce nou. Respectiv, Gabi, deci aceste ONG-uri erau finanțate din exterior. Ele aveau scopuri clare care erau impuse de donatori, adică ți nu se dădeau bani pur și simplu așa, ți se dădeau bani pentru promovarea, de exemplu, LGBT, promovarea rusofobiei, promovarea... Deci se lovea exact în... Se lovea în fibrele societății tradiționale, în fibrele societății tradiționale. Ori, celelalte elemente ale societății civile erau pas cu pas, cum se spun, compromise, slăbite, distruse, lipsite de finanțare și lipsite de vivacitate într-un fel. Iată, uite, la sindicatele noastre. Tu ai văzut, hai să discutăm așa într-un cuvânt. Iată, noi, eu sunt politolog, da, deputat, tu ești jurnalist, etc. Tu mi-mi poți spune acum câți sindicate, care sunt președinții, care sunt vicepreședinții?
Eu ultima oară am auzit de sindicate în momentul când era vorba de clădirile lor. A, ceva de ceva și eu, că le-au vândut, nu știu cui, nu știu cui, nu știu cui. Terenuri, clădiri, atât. Terenuri, da, asta am auzit și eu. Deja nici nu proteste, cui, greve. În afară de anumite declarații, proteste și greve de la sindicate, n-am văzut și eu nu înțeleg ce s-a întâmplat cu structurile astea. Cu patronatele, ce? Multiversul de la patronate? Nu, de fiecare dată văd numai că ești de acord cu legea. Ce? Da, e de obicei în susținere. Da, ei susțin, ei cu lacrimi pe ochi se bucură, da, de alte legi. Așa o leacă am văzut numai. Dacă să vorbim de patronate, și nu sunt patronate, am văzut fermieri o leacă, da? Am văzut transportatorii, dar cum? Nu pot zice că astea sunt patronate. Astea sunt asociații. Da? Astea sunt asociații de business. Mai mult n-am văzut, mă înțelegi? Eu n-am văzut să facă ei mișcări. Ce spune ceilalți? Biserica. Chiar atunci când a fost, dacă când s-a adoptat legea privind egalitatea de șanse, o leacă s-au mai revoltat, când a fost convenția de la Istanbul, care e o convenție gravă pentru societatea rațională, a fost o lovitură în inima societății tradiționale. Și aici o întrebare, dar de ce politicienii noștri, care, de exemplu, nu fac parte neapărat din brigada, să le spun așa, pro-europeană, acceptă aceste convenții, nu fac proteste mari, nu încearcă să ridice, pentru că mie așa mi s-a creat impresia că lumea a tăcut, a trecut așa pe lături, cumva, fără mare implicare. Știi, la noi, de exemplu, în PSRM, tot era prin 2020. Erau anumiți miniștri care convingeau că trebuie de semnat. Eu nu vreau să dau nume, să dau... Poți să dai. La moment nu. Care convingeau că trebuie de semnat convenția de la Istanbul. De ce? Încă este, ea doar cum se numește, este convenția de la Istanbul privind combaterea violenței contra femeilor. Sună frumos, așa? Da. Nu, iată, la noi este violența contra femeilor, organi, nu este legislație, nu este nimic. De ce? Trebuie obligatoriu, da? Cum nu e legislație? Noi avem codul penal, noi avem codul civil, noi avem o grămadă de... Noi avem o groază de legi, la noi în Constituție egalitatea între femei și bărbați. La noi, tradițional, în societatea noastră, femeia avea poziții întotdeauna de egalitate, dacă nu și mai puternici, ca să nu mă exprim mai, cum să zic, da? N-a fost la noi o societate în care, în sensul adevărat, să fie o primare, toate, da, să fie toate, da, în paranja sau în hijaburi, da, să nu poată ieși la plimbare, să nu poată fi aleși președinte. Noi, practic, problema asta nu a existat, în general. Păi uite, la noi acum, frate, în general e matriarhat, eu aș spune invers, că s-a întors acele ce... Dacă ne uităm la funcțiile deținute în stat, cu siguranță. Președintele țării, da, care e Maia Sandu, până la prim-ministru, da, până la miniștri între ei, și a justiției, da, și a... În funcții cheie. Și a sănătății cu doamna Nemerencu. Și la procurorul anticorupție. Procuratura anticorupție și la... Băi, tot sistemul, pozițiile cheie. Inclusiv cu Banca Națională, frate, cu Banca Națională, care e cheia cheilor a întregii țări, sunt în mâinile la femei. Și noi aici vorbim despre violență. Violența cui? Contra cui? Haideți să nu încercăm, da, să o întoarcem. Dar, ca să mă întorc, iarăși revin la întrebare. Iată așa ea era adusă. Eu atunci, țin minte, am ieșit cu poziție destul de clară și am explicat. Băi băieți, problema nu e aici în violența contra femei. Problema e aici în definirea genului. Ei introduc un fenomen de gender și spun dacă genul e o construcție socială. Nu biologică, adică masculin, feminin, dar social. Respectiv, ei legalizează genul 3. Și toate punctele care se prevăd aici cu violența, da, și lupta, combaterea violenței, de fapt sunt nimic altceva decât combaterea oricărei atitudini critice față de reprezentanții LGBTQ+. Și cu toată paliera aceasta de orientație sexuală. Dar asta e rău pentru noi, sau? Dar ce vezi tu, bun, frate, în asta? Eu doar nu spun nimic, dar mie, până la urmă, indiferent dacă cineva e lesbian sau e gay și ce fac ei acasă. Problema e în altceva. Problema constă în faptul că ei încearcă să introducă norme juridice prin care ei distrug societatea tradițională, ei distrug valorile creștine și ei încearcă să impună răspundere penală. Da? Pentru cei care expun cel puțin o opinie critică
față de anumite discursuri acestor indivizi, față de anumite comportamente, etc. Ca exemplu, și ei introduc politici care distrug sesutul societății. Mă refer la ce? Unul la mână, părinte 1, părinte 2. Adică ce? Eu nu pot să-mi numesc mama, mamă și tatăl, tată, trebuie să fie părinte 1, părinte 2. Nu, ca să nu fie discriminare. Voi sunteți nenormali sau cum asta de înțeles? Asta e un moment. Al doilea moment, da? Voi introduceți răspundere penală, de exemplu, pentru arderea, de exemplu, a drapelului LGBT, cum sunt mulți state europene. Ia încearcă și dă foc la acest drapel. Tu poți să dai foc la drapelul Franței, Rusiei, chiar și în Statele Unite. Ia încearcă și zi ceva de LGBT. Tu îți faci practic pușcărie. Dacă tu încerci să spui ceva. Sau, de exemplu, când cum la noi în Chișinău s-au încercat, da, să se facă seminare în școli. Că educația sexuală o dau de la clasa a 5-a, a 6-a sau nu știu care, asta e una. Dar când ei fac deja seminare în școli cu drepturile copiilor LGBT, copiii au 9 ani și lor se explică că voi aveți drept să fiți gay și lesbieni. Eu ți-amint că s-a făcut mare scandal pe introducerea ca obiecte opțional a religiei în școli, de exemplu. Da, asta era Doamne ferește. Doamne ferește, însă, când... deci aici ți-i să introduc la copii, deci, pe de-o parte, seminare. Pe de-o parte să introduci chestia asta, dar pe de altă parte să interzice, bine, să interzice luptă cu religia în școală. Da, bine, pentru mine e mai grav. Aici, apropo, poate să ne povestească mai mult Vlad Vasilici Filat, pe care tot o să îl invit, pentru că pe timpul lui, Maia Grigoriana Sandu s-a ocupat anume de problema asta, da, cu religie. Eu am înțeles că ea făcea lobby și lobby foarte agresiv pentru combaterea religiei în școli, da, și promovarea la tot felul de educație sexuală. Dar eu spun un moment mai grav, cel mai grav din punctul meu de vedere. Când se încearcă introducerea în școli a diverselor teorii și teste privind identitatea sexuală a copiilor. Când pe ei întreabă, tu ești, te simți băiat sau fată? Băiat sau fată? Eu mă simt fluture. Ok, fluture. Fluture, dar când fata, când băiatul, din 9 ani, el poate întâmplător, da, din glumă, din prostie, din nu știu ce să spună, da, de exemplu, mă simt așa sau pe din glumă. Și lui se propune să-și facă operații. Nu, la noi chestia asta încă nu a intrat. Nu. E la noi noi. Dar în Statele Unite, de exemplu, este Equality Act. Actul de egalitate, adoptat de Joe Biden în 2021, adică acum recent, care permite copiilor de la 11 ani care mi se, să-și facă, fie atent, operație chirurgicală de schimbarea genului. Și fie atent, al doilea moment, părinții nu au drept să împotrivească. Și cel mai grav fiind, după ce se întâmplă acest lucru, în America, în Europa, au apărut deja zeci de mii de oameni care au maturi deja, 25 de ani, 30 de ani, și care le pare rău. Ei se sinucid. Ei nimeresc în depresie, mulți se sinucid, mult din cauza că ei au făcut acest pas. Și astăzi au conștientizat că au făcut un pas greșit. El era bărbăiat, a devenit tipurile femei, dar el nu poate avea hormonii feminine, senzațiile feminine, el nu poate naște, el nu poate lăpta, el nu e femeie, de fapt. Mă înțelegi? El biologic. El simt femeie. Așa ne spune. Dar senzația asta de femeie, pe care el a avut-o atunci, întâmplător, dacă era ocazional, ea a dispărut. El acum înțelege că el a făcut o prostie. Și apropo, ce spune acum, e tabuizat în Europa. Nu poți vorbi despre lucrurile astea. Sunt oameni care vorbesc. Că YouTube o să ne scoată video din cauza asta. Și eu te întreb pe tine, ți-ți pare asta ok? Noi cu tine, noi vrem să ne pierdem copiii în așa sens. Eu sunt moldovean, eu cresc și mi duc copii în tradiția în care am fost educat și eu, cel puțin încerc să-i ferez de chestia asta. Și pentru mine personal este important ca copiii mei să fie educați anume așa cum am fost și eu educat. Dacă mă întrebi pe mine dacă îmi place sau nu îmi place. Pentru mine la fel, înțelegi, dar știi ce e important? Că noi măcar să discutăm lucrurile astea, noi măcar să le explicăm la oameni riscurile care sunt. Corect. Nu e problema. Eu repet încă o dată și accentuez acest moment. Mie mi-e indiferent că cineva este
gay sau este lesbiană, da? Mai ales lesbiană. Mi-e indiferent, da? Nu mă interesează ce te ocupi tu acasă, da? În dormitor. Problema e altceva. Când noi încercăm deja să ridicăm aceste lucruri, să le transformăm în propagandă LGBT la nivel de stat, când noi încercăm să adoptăm legi coercitive, coercitive, cu răspunderi penale, mă înțelegi, prin care noi interzicem practic libertatea cuvântului, libertatea de gândire, libertatea credinței, accentuez acest moment, prin care contravine unei ideologii, da? LGBT pe care voi o promovați. Nu, eu am văzut, de exemplu, pot să vă aduc o grămadă de exemple, când ONG-ști, așa zici, iau în permanență peste picior biserică, adică chestia asta se întâmplă. Cred că cel mai, de exemplu, să numești creștinii cretini, asta e ok. Nu cum o faci, de exemplu, Oleg Brega sau alții, da, în permanență văd chestia asta. Asta e ok. Când întorci invers discursul spre ONG-ști, să le spun altul, ca să nu creez anumite probleme, da? Cu acest video, atunci asta e penal, asta e, asta merge în judecată și tot așa mai departe. Da, și asta e democratic, în cel mai important. Da. Apropo, de libertatea cuvântului, că aici vrem să ajung. Unul, adică poate cel mai important instrument din arsenalul acestor oameni, acestor ONG-și, pseudo-societății civile, este presa. Sigur că da. Presa care, apropo, nu știu de ce îi place ei să numească liberă. Pentru dânsa asta e foarte important. Liberă să aibă, de societate. Da, liberă de obligațiuni, liberă probabil. Morale, da, la asta. Noi avem presă liberă, în adevărat sensul cuvântului, în Republica Moldova. Că dacă, nu știu, câțiva ani în urmă, cel puțin, de exemplu, eu în 2001 activam la un ziar, care era antiguvernamental, vorba de ziarul Accent, făcut de Afanasiu, era o echipă foarte bună acolo. Noi făceam investigații, zburau miniștri din funcție după investigațiile noastre, da, acele echipe în regimul totalitar comunist Voronin, da? Iată, au trecut 20 ceva de ani, noi am mers spre libertate, de plină cuvântului și tot așa mai departe. La etapa actuală noi am ajuns să avem presă liberă, mai multă. Și apropo, atunci mai era Timpul, Jurnal de Chișinău, erau ziare care își permiteau să, cotidiene practic, apăreau ziare cotidiene, care își permiteau să critice guvernarea, să ia atitudini, să schimbe până la guverne practic. Nu bine, atunci guverne nu au schimbat, dar miniștri cu siguranță au schimbat. Noi acum avem presă liberă. După atâția ani de activitate acestei societăți civile, care an de an ne ridică pe noi în ratingul libertății presei, în tot felul de ratinguri. Ei an de an au pompat nu știu câte sute deja de milioane pentru libertatea cuvântului. Până la urmă, cu ce mă ne-am ales? Avem această presă liberă? De obicei, clar că presă liberă nu avem, când zicruși, net at sola совсем. Dar uite care e moment, cum eu înțeleg lucrurile astea. Clar, cu teoretic, presa liberă, ca și ONG-urile, da? Veritabile. Societatea civilă veritabilă. E cea care se autofinanțează. Dacă un ONG se autofinanțează, sau nu, de exemplu, voi, vânători sunteți, mii de oameni, fiecare puneți câte 100 de lei. Nu, mii, 15. 15 lei, ok. Și nu câte 100, dar câte 1000 jumate. 1000 jumate de lei sunteți, 15 ați creat un ONG, aveți un sediu, etc. Și iată cei care sunt 2-3 oameni în ONG-ul și apără interesul ăștia să rugănători, dacă să vorbim de un caz concret, da? Voi sunteți un ONG veritabil. Sau da. Hai să numim un ONG, asociația obștească veritabil. Da. De ce? Fiindcă voi vă autofinanțați, voi promovați propriile interese. Absolut. Nu de cineva dictate, da? Și care nu sunt și activăm politici, conform legii. Sunteți apolitici, sunteți non-economici, da? Da, sunteți, mă rog. Iată în cazul dat cu presa același lucru ar trebui să fie. Adică când există o televiziune sau un ziar sau un internet portal, da, portal internet, care ei, făcând un produs autentic, un produs, hai să-i spunem, autohton, singur mor de râs și de simt acum asta, dar mă rog. Care se vinde și generează publicitate. Care se vinde și generează profit. Corect, publicitate.
Atunci tu ești presă veritabil liberă. În ce sens liberă? Că ție nu-ți dictează niciun actor politic ce să spui, cum să spui, pe cine să critici, pe cine nu. Tu poți susține un actor politic, dar tu o susții din propriile convingeri politice, dar nu tocmai din conzerentul dacă el te finanțează. Fiindcă tu la orice moment poți rupe cu el orice relație dacă acest actor politic, de exemplu, spun, da, nu ți mai satisface, hai să spunem, valorile, interesele, așteptărilor tale. Da? Ori Republica Moldova, o perioadă anumită, au existat o anumită presă, da, care era guvernamentală, asta e unul, și presă neguvernamentală, de partid sau oligarhică, asta era a doilea, tip de presă, a treilea tip de presă era presa care era finanțată ușurel din exterior, în primul rând de către Departamentul Român de Pretutindeni. Mă refer aici la Timpul, la Jurnal de Chișinău, etc. Totodată am avut un fel de presă, da, care pe de o parte Jurnal conectat la ZOP, pe de altă parte Publica, care era conectat într-un fel sau altul la Domn Plahotniuc, da. Pe de altă parte, un TV8, TV7, apropiată de Lucinski, Kirill, deci și respectiv de pele de mie, ții minte, da? Nu apropiată, dar în proprietatea lui, da, chiar. Și tot așa, da? Ca să nu continuăm lista, că ea poate fi continuată. Sau altele, de exemplu, NIT, care era apropiată de comuniști, de Oleg Voronin, de un alt, mă rog, că nu mai țin minte, știi, toate momentele astea. Și în situația dată, ce s-a întâmplat cu venirea PAS-ului la guvernare? Ei au numit toată presa aceasta. S-a început atacul Raider asupra presii. Atacul Raider și asupra partidului. Un PPDA a fost eliminat, nu s-a pus acolo altcineva, ca să fie pe dreapta. Apoi au creat cuburi și blocuri împreună cu PAS, da? Fix același lucru s-a întâmplat cu presa. Ei au preluat ce au făcut ei pas cu pas, da? Încă prin 2013 alianța a distrus NIT-ul, cum și au rămas fără. Apoi, acum, au luat și au trăsnit printr-o lovitură 7 televiziuni, 13 televiziuni. 13. În rezultat, PSRM-ul a rămas fără în TV, da? Șor a rămas fără ce mai avea el acolo. Mai multe. TV, da, 5, 6, nu știu cât. 4, 5 avea. Mai... ok, TV, primul, etc. Plahotniuc a pierdut primul, etc. Da? Adică toți liderii de partid și businessmanii au rămas automat, sau oligarhi, mă rog, au rămas automat fără presă. Mă înțelegi? Și presa, o parte din presa dată, a fost pusă pe finanțare externă. Mă refer la Jurnal TV, da, care a început să fie finanțată în greu, la greu, de European Endowment for Democracy și de alte structuri. Cred că USAID, Departamentul de Stat, etc. Același lucru cu ProTV-ul s-a întâmplat, da, care nu a fost preluat, nepreluat, dar s-au pus pe granturi. TVR-ul același lucru, da, cu ziarele acestea, așa zis, care mai erau Timpul, mai, etc. Și acum a rămas un sloi îngust de presă, gen GRT, da, gen Exclusiv TV, gen ce mai este acolo? Canal 5, da? Mai nu știu care unii sunt conectate la anumiți REN TV, care unii sunt N4, la anumiți N4, la anumiți businessmani, gen cred eu așa, cu riscul de a greși, gen REN TV, da? Sau gen N4, da? De exemplu, alții sunt conectate, hai să spunem, la anumite grupări politice care îi finanțează, fiindcă în caz contrar n-ar supraviețui. Cum? Sau cel puțin așa spune PAS-ul, da, despre canalul. Dar nu-i crimă, la urma urmei, nu-i crimă să fie conectat la... Și asta e cam tot ce a mai rămas, fiindcă e o presă, Gabi, care s-ar autofinanța acum, în afară de niște blogeri de al de tine și de al de, nu știu cine acolo, de Vitalie, Florea și mai cine mai sunt acolo, da? Bulga Grăbovski, mai mulți sunt. Da. Eu nu văd. Ăștia se autofinanțează, da, în sensul care, că ei fac anumit profit din TikTok, din nu știu ce, din anumit publicitate. Gata! Mai avem și activități economice, mulți dintre noi, da? Mulți mai aveți activități economice, da. Și respectiv, altă presă, da, nu, arată-mi, eu vreau să o văd, înțelegi? Eu am lucrat mai mulți ani, la argumentul e fact, da, vreo 13 ani, vreo 14 ani. Și la un moment, da, s-a început presiune asupra redacției, fiindcă tipurile aș fi prea radical.
Adică radical în sensul care că scriu că laptele e alb, dar nu e negru, da? Zic că ziua e zi, dar nu e noapte, înțelegi? 2 plus 2 e 4. Și iată, eu am devenit din continentul ăsta foarte radical. Da? M-au rugat să leg de aici, m-au rugat de la NTV, m-au rugat. Evident că după asta și NTV a fost lichidat și argumentul de fapt a fost lichidată, cum au fost lichidate și toate celelalte. Și iată am ajuns la moment că vine a treilea val de închideri. Întâi s-au închis vreo 6 televiziuni, țin minte, a doua oară s-au închis iarăși 6-7. Da? Acum s-a pornit a treilea val, când agenția aceasta, așa zisul Consiliu pentru atragerea investițiilor, în general nu înțeleg ce Consiliul ăsta, de unde, cum, dar mă rog, încearcă să analizeze, da, închiderea la încă vreo 7 televiziuni și posturi de radio. Și atunci, gen Gărtă, exclusiv, în 4... Maestru FM, RTV, și atunci noi rămânem în general fără presă, fiind și de partid, dar presa alternativă, Gabi, mă înțelegi? Ea nu e liberă, ea e alternativă, în sensul că e alternativă, în sensul că garantează un pluralism de opinii și un pluralism înseamnă de reprezentarea unor interese sociale, adică este o garanție contra unei dictaturi totale acestei țări. Iată acum se vor lichida și acestea, cel mai probabil, da. Și atunci noi ne transformăm într-o dictatură cu acte în regulă, în care nu avem societate civilă veritabilă, care a fost speriată, intimidată, distrusă. Nu mai avem mass media, rămâne numai mass media de partid a PAS-ului sau guvernamental, hai să o numim, fiindcă PAS-ul ca partid s-a contopit cu statul. Gata, nu mai există separații. Niciun tender nu câștigă un businessman privat. Toate sunt businessmani de partid, înțelegi? Nici o televiziune nu mai este care nu este atașată de PAS și într-un fel sau altul controlată de PAS, da? Nici o funcție tu nu poți obține printr-un concurs public, da. Fiindcă concurs public nu există. Sunt numiți toți pe linie de partid, respectiv statul s-a contopit cu partidul. Ori asta este primul element al totalitarismului. Când partidul și statul devin un tot întreg, când dispare fenomenul de separație a puterilor. Când Maia Sandu personal numește judecătorii la curte, judecătorii la CSM, judecătorii la instanțe, elimină pe ei la curtea de apel președintele curții, anulând decretul președintelui predecesor, da, adică lui Dodon, ea anulează decretul. Ceea ce e o aberație, asta trebuie să pui la pușcării pe ani grei. Și nominalizează acolo alt președinte care trebuie să controlează toate apelurile făcute la curtea aceasta, înțelegi? Tu-ți dai seama unde s-a ajuns. Și în situația asta, Gabi, da, noi devenisem dictatură atunci când s-a început, iată, acest fenomen de lichidare a presii și de resetarea justiției, fiindcă tot vetting-ul și pre-vetting-ul este nu altceva sau această curățare care o numește a justiției este nu altceva decât o subjugare gravă a justiției, respectiv a statului și respectiv a democrației în Republica Moldova. De lichidare ei. Așadar, concluzionând, pot să spun, presă liberă în Moldova nu există, un om, și doi, în câteva luni până la alegerile prezidențiale, noi nu vom mai avea deja nici presă alternativă. Mai mult decât atât, nici presa din TikTok care mai există, gen vloggeri ca tine, sau gen eu care mai pun acolo ceva, tu ai observat, Centrul Patriot a pornit să lucre, să funcționeze, filtrează, Facebook-ul e filtrat deja, gata, în Facebook n-ai ce căuta, doar dacă nu ești, cum spun, bolnav cu totul, da, poți mai stai în Facebook, sau poți sta, dacă pui bani grei pe promovare, da, încă mai poți sta. TikTok-ul deja tot e filtrat. Să creezi tu centru de cenzură, care să-l numești Patriot, pentru a discuta... Nu, oficial el se cheamă centru... Dar nu costea, Gabi, dar nu combate dezinformării, da. Nu știu ce e acolo în altă. Însăși noțiunea de dezinformare este cenzură, este dictatură, ce n-ați spune voi. Sau însăși o lege de combatere a propagandei. Tu când combați o propagandă rusă, nerusă, tu trebuie să înseamnă că tu tolerezi celelalte tipuri de propagandă. Americană, europeană, africană, chineză, turcmeană. Păi însăși sintagma, propagandă rusă. Stai. Ei există ori propagandă, ori... De ce delimitez de cealaltă? Asta e oleacă nazism, da? Oleacă cum? Fiindcă tu, pe criterii etnice, etnopolitice, de fapt, da? Încerci, numești propagandă. Excluzii de ele cuiva, da? Excluzii de ele cuiva, opinia cuiva, dreptul la părerea cuiva, viziunea cuiva asupra acestei realități, da? Iată care e problema. De ce aici, Gabi, lucrurile devin foarte grave în această țară și mai grav știi ce? Noi nu mai avem oameni
sau avem ei numeri pe decie, da, la nivel de partide politice, la nivel de niște politologi care să poată analiza și să fie cu adevărat, cum să spun, liberi în a vorbi despre toate chestiile. De a vorbi, da. El iese și începe, da, el numește negru că e alb, albul că e negru, da, de bombardarea Palestinei îl bate din palmă. Bombardarea Iugoslaviei, într-o veselie. Apropo, da. Sau bombardarea Irakului, sau acum Yemenului, da? Noi... Acolo e agresiune sau nu în Yemen. Iată două țări au făcut, s-au coalizat și au bombardat Yemenul, stat suveran și independent. În baza la ce? Care? A fost Consiliul Securitate ONU, a fost o decizie, a fost... Cum, băi? Bombardat Irakul, Afganistan. Ei bat de palmă, frate. Și ei spun că agresorul e doar un stat, da? Care la nivel de legi deja încearcă să demonizeze. Iată unde e problema. Apropo, noi, noi în Republica Moldova, la etapa actuală, avem stat paralel sau de el, nici nu mai este nevoie, pentru că statul paralel a ieșit oarecum la suprafață și conduce. Știi, iată, eu cândva când scriam în acest ziar la care ți-am spus, la argumentul factă, eu am analizat, am scris vreo 4-5 articole la rând, statul paralel, da? Deep state, așa zisul în engleză, глубинное государство în rusă. În Turcia existând chiar fenomenul, da. Am analizat inițial în România mai puțin, deci în România s-au făcut mitinguri cu statul paralel, da. Statul paralel, da, când invocându-se ideea, da, că există anumite protocoale secrete între serie I, între magistrați, da? Și între anumite partide politice, gen, nu știu, parmese, o serie, ceva de felul ăsta, da? Prin care se încerca, da, purificarea sistemului politic de elementele care nu sunt loiale Statelor Unite. De politicieni, mulți au mers la pușcărie, pe nedrept, nefondat, fiind responsabil de chestia asta, doamna aceasta, procuroare tipul Leonestă, Chioveși, da? Riat a fost numit procuror european și un caz de corupție n-a fost în stare, da, să-l depisteze și să-l ducă cap-coadă. Bine, eu... Nici măcar cazul cu Pfizer, da, în care a fost implicată mult stimata, da, președinta Comisiei Europene, von der Leyen, da? Nici acolo măcar nu a fost în stare, fiindcă a fost o marionetă de fiecare dată. O marionetă care executa comenzi din exterior. Păi iată la statul paralel. Noi când vorbim de stat paralel, da, întotdeauna am avut în vedere ce? Luăm ca exemplu Turcia sau Statele Unite. Când se are în vedere, da, o anumită înțelegere tenebră care există, care este reală, de fapt, deja mulți politologi recunosc. Nu, recunosc, da. Înțelegere între FBI, CIA, Pentagon, posibil Wall Street, da? Topul Wall Street-ului, adică topul oligarhatului. Adică înțelegere între structurile de forță și oligarhat, care se face în cabinete tenebre, da, închise, etc., și prin care se promovează politici alternative și se adoptă decizii despre care nu știe nici măcar președintele țării. Decizii cu, de exemplu, răpire de oameni, cu vindere de armament, cu acte teroriste, cu tot felul de lovituri de stat, cu revoluții color, da, cu tot felul, da, de găinării, cu eliminarea unor oameni legală sau fizică din sistemul politic, da, etc. Cu eliminarea unui Kennedy, de exemplu, care se împotrivea războiului, da, din Vietnam. De ce? Și în cazul dat aducea prejudicii, pierderi de miliarde pentru complexul militar industrial american, da? Ca exemplu, spun, etc. Apoi acest stat paralel, da, a prins putere și în rezultat niciun președinte american nu putea să înțeleagă și să controleze multe direcții politice americane. De ce? Fiindcă aceste agenții americane, ele erau zeci, sute, de la AMB, Agența Națională. Și ele, de fapt, controlau statul, asta e. Sigur că da, Agenția Combaterea Terorismului, Agenția Combaterea Narcoticilor, Agenția Combaterea Spălării Banilor, băi, acolo nu, tu doar CIA-ul, FBI-ul arându lui cu zeci de, CIA-ul cu zeci de, cu spionaj, contraspionaj, cu, mă rog, zeci de mii cu bugete de trilioane, Gabi, de trilioane. Și banii ăștia nimeni, habar nu are și nu poate avea.
Unde se duc acești bani? Ce se face cu acești bani? Cine sunt funcționari de la nivelurile astea, da, de jos? Eu cândva, de mult, am fost pe la Pentagon, da? Și s-ar părea că tu mergi prin cer cu o clădire enormă, da, cu o gradă destul de enormă, unde etc. Și te uiți o groază de cabinete unde era scris, da, access restricted, access restricted, acces restricționat, da, de ce fiind acolo subsolul în altă, unde tot mii și mii și mii de angajați, mii de direcții, departamente, care nimic habar nu are. Păi iată, asta e în America. Trump, când a venit la guvernare, a încercat, da, să combată, să lupte cu Deep State-ul și Deep State-ul a câștigat. Pe Trump, până la urmă. Nu, am văzut rezultatul, da, cu toții, da. Ce va fi acum, nu se știe. Unii spun că Deep State e gata să meargă la o înțelegere cu Trump. Se zvonea și așa. Acum revenim la Republica Moldova. În Republica Moldova se creează. Se creează. El nu prea era, da, fiindcă nu era nici statul încă cât de cât naționalizat. Nu erau... Nu am avut tradiții deocamdată. Nu am avut tradiții, nu aveam așa structuri încă militare, mă înțelege, atât de puternice. Și mai ales se reseta SIS-ul, se reseta CNA-ul, da, se reseta. Ele și acum sunt în proces de resetare, în proces de formare, dar se încearcă de a crea un deep state și în Republica Moldova, mie așa îmi pare cel puțin, fiindcă noi doar vedem, da, uneori anumite decizii care parcă, da, s-ar părea că nu se știe cine le adoptă, da, și cum le adoptă. Nu, de exemplu, pasul, hai să-i dăm un credit de încredere pasul. De exemplu, arestarea lui Dodon de ziua lui Maia Sandu. Nu, într-un interviu recent a spus că a fost cineva, i-a jucat festa, de fapt, ea nu știu. Nu, ea așa spun, eu tot nu cred că ea, eu cred că ea a făcut etc. Dar nu, tak себе подарочек de ziua de naștere. Dar să admitem, dacă ea nu știa. Nu, hai să-i dăm credit. Atunci cine a făcut? Nu, de ziua ei, arestează pe domnul. După asta arestează, da, vreo 10 sau 14 coși deputați pe cele mici. Apoi ei liberează. Apoi îl arestează, da, cu sacul în cap, îl aduc pe Andronache. Apoi Andronache e eliberat și stă acum în Grecia, se bronzează, stăvălește de râs, da? Același lucru cu Țuțul, da? Parcă e arestat, apoi eliberat a doua zi și până acum merge. Și aceleași lucruri, mă înțelegi, se întâmplă iată, pe toate dosarele astea penale, pe multe dosare civile. Pe multe noi putem spune că avem un stat paralel în justiție. Cel puțin la nivel de justiție, unde fii atent, Gabi. Acolo se lucrează nu doar procuratura cu judecătorii, dar se lucrează, e implicat și SIS-ul, CNA-ul. Da, ultima vreme sunt foarte activi în general. Sunt foarte activi, înțeleg. Și SIS-ul, și CNA-ul, și procurorii, etc. Dar el încă nu e un stat consolidat, de ce? Fiindcă noi observăm lupte între diferite grupări. Dar se vede o tentativă, da, de a crea acest lucru. Sau, de exemplu, când Curizia, ții minte, când el era o grupare care îl controla, da, și el ieșea acolo dezvăluiri, nu știu ce, acolo, despre Dodon, despre cel, despre asta. În un moment el a început să bată în gavrliță, iar apoi nu știu ce a zis el de recent. A doua zi, sacul în cap, da, și extradat. El singur a rămas șocat, înțelegi? De ce? Pentru că el avea protecție de o anumită parte din SIS, așa cum eu înțeleg lucrurile cel puțin. La un moment dat, a depășit limita, dar grupare a luat și l-a eliminat. Păi iată, la noi se creează până și această grupare și noi am văzut, da, cum băieții ăștia comunicau prin Telegram, da, unii din ei, comunicau prin Telegram, că iată, trebuie, uite... Și apropo, nici o reacție la Telegram. Da, da, unde va fi, cum va fi arestat Stoianoglu, iată în ce cameră va sta Stoianoglu, iată ce va fi cu Dodon, da, bă, ia dă niște droguri, bă, ia fă ce, ia să-l numim pe el, să-l numim pe el. Noi vedem discuții cum ei trebuie să facă anumite decizii să aduc pentru microinvest conectat la Soros. Mă înțelegi? Cum ei trebuie să adopte decizii pentru o anumită bancă la care... De numire în funcție nu mai vorbim. De numire în funcție. Dar ce? Și toate lucrurile se pun la... Îți formează... Apare o întrebare. Păi, dar ce e asta? Iată, ce e asta dacă nu e o tentativă de formare a unui centru tenebru, decizional tenebru, da? Unde se discută și se formulează deciziile reale de care vor fi apoi
aprobate, da, în... Și asta indiferent de cine va fi la putere, sigur că da, și indiferent cine va fi președinte, prim-ministru și așa mai departe. Momentul, concluzia care e o întrebare aceasta ta? Eu cred că anumite forțe globaliste, da, parteneri anumiți, occidentali, hai să-i numim așa, ei încearcă să formeze niște structuri paralele, tenebre, decizionale, care vor controla acest stat, indiferent de faptul cine va veni la guvernat. Și nu vor permite, și nu vor permite, mă înțelege, să adopte decizii care le-ar prefecta lor interesele. Decizii privitoare la bănci, decizii privitoare la Banca Națională, decizii privitoare, da, la pământ, de exemplu, da, decizii privitoare la privatizări și controlul activelor strategice în Republica Moldova, anumite uzini privatizate, anumite fabrici, da, și agenții privatizate de ei, da, etc. Lucrurile astea vor deveni aproape, aproape imposibil. Doar dacă, hai să spunem așa, cu o conflagrație regională, da, nu ar veni, nu ar izbucni sau nu ar veni și peste noi și ar distruge toate aceste structuri create de acest regim, care este un regim colonial, repet încă o dată, de dirijare externă și care încearcă aici să creeze mecanisme de control colonial. Și statul paralel în cazul nostru tot este o tentativă de a crea un mecanism colonial de dirijare externă în care intră, deci încă o dată, repet, SIS-ul, anumite procurori, procuratura, CNA-ul, da, Procuratura Anticorupție, și eu cred că în perspectivă anumite ONG-uri vor fi, cum să spun eu ție, acceptate, da, sau înregimentate, iată, în acest stat paralel, care va încerca să controleze Republica Moldova din umbră. Iată, din discuția pe care am avut-o până acum, văd că tot mai puțin, noi mai mult vorbim de ONG-uri, influența lor, stat paralel și așa mai departe, pentru că așa decurge logica lucrurilor, nu pentru că noi vorbim doar despre asta. Și apare aici întrebarea, dar poate nu cumva partidele politice, în general, au pierdut contactul cu oamenii, cu necesitățile oamenilor? Pentru că eu tot, văd tot mai mult paralel și dezamăgiți în aceste partide politice. Și nu le văd implicate atât de mult în gestionarea treburilor țării. Știi, partidele au fost adoptate mai multe legi privind combaterea propagandei, privind finanțarea partidelor, da? Privind structura partidelor. De exemplu, știi că acum în conducerea partidului și pe listele partidului trebuie să fie cel puțin 40% femei. Nu se întâmplă așa dacă tu nu ai femei atât de... Șarșele fam. Competente, dar trebuie să-l găsești. Și în rezultat, da, se întâmplă ce? Când te uiți în structura mai multe partide, da, ei pun foarte des, da, femei, tinerete, etc. Doar pentru că cere asta. Lege. Lege o cere, da, nu pentru că așa ar trebui să fie. Ceea ce este, în viziunea mea, o chestie antidemocratică totală. De ce? Fiindcă ea distruge voința poporului. Poporul trebuie să decide, alegem noi numai femei sau numai bărbați sau și femei și bărbați, și nu trebuie de impus cotele astea sorosiste, globaliste, care de fapt sunt cote antidemocratice, cote care distrug, încă o dată, repet, dar nici 40, dar nu 60. Dar de ce nu 70, nu 80, de ce nu 80, de ce nu 50 la 50, etc. Adică sunt niște aberații, repet încă o dată, din start. Care au și dus la ceea ce avem noi astăzi, da? Că tot controlul politic este preluat de anumite femei, da? Controlat din rețeaua sorosistă, controlate pe exterior și controlate foarte, foarte dur. Foarte dur, da? Și iată în situația dată care noi o avem astăzi, noi nu, partidele nu au nici finanțe, partidele nu mai au mass media, partidele nu mai au oameni, da, curajoși, competenți, da, doritori de a promova mesajul partidului și valorile veritabile acestei societăți. Partidele majoritate deja devin un mesaj pro-european, inclusiv cele care nu erau, parcă acei lideri care nu erau parcă europeni, erau cu Rusie, cu limbă moldovenească, cu ortodoxism, cu neutralitate. Eu o să încerc să invit acești lideri la noi, să ne explice de ce. Popul la 40, la 50 de ani, e automat, înțeleg că limba e
Română, mă înțelegi. Păi, dar poți să zici că e român, dar tu numești moldovenească, care e problema? Mă înțelegi, Gabi, noi putem spune, cum spune, băi, limbele sunt identice, noi o numim limba moldovenească. Care e identice, da, având mii de cuvinte ale noastre, care chiar ne permit să spunem că e și altă limbă, dar noi zicem că e identică. O numim moldovenească, care e problema? Care e problema? Să numim și limba română, să numim moldovenească. Dacă noi să redenumim limba română din România, da, să o numim. Dacă Constituția României va fi scris că limba moldovenească, ce s-a întâmplat? Asta trebuie și noi să... Păi da, trebuie și noi să scoatem. Limba română spune mult. Mă înțelegi care e problema? Doar românii o numesc română ca să fie martir. Că este România, este limba română, este nu știu ce. Iată care e problema aici, Gabi. Și respectiv, reieșind din aceasta, eu îți pun o întrebare. Erau alegerile locale. Uh-huh. Dacă tu ai urmărit momentele astea, nu, eu am rămas șocat. Ne duceam, ei au introdus așa modificări și în codul electoral, da, și în legea asta despre ce, și un alt. Când te duci la întâlniri cu oameni, tu trebuie să arăți din ce bani tu te-ai dus, și de unde benzină ai chitat, de unde, tu îți dai seama ce nebunit. Eu deja tac, eu m-am dus cu mașina mea, știi, care e problema? Trebuie să arăți, iar tu ai fost, da, tu ce, tu asta, tu din. Ce bani arenda ai făcut? În același timp, referendumul pro-european, da? Este promovat pe bani neclar. Nu, este o problemă, de exemplu, cu site-ul care pentru Europa se numește. Eu am adresat întrebarea la președinții, stați un pic, dar de ce? În lista celor care are grijă de site este scris un funcționar, adică consilierul pe comunicarea Maia Grigorievna Sandu, salariat de acolo, unul la mână, doi la mână, din ce bani a fost cumpărat domenul și hostingul? Răspuns, păi costă capiști, dar nu contează. Dacă voi întrebați pe ce bani de benzină s-a deplasat un deputat la o întâlnire cu alegătorii sau cu cetățenii, da, în afara campaniei electorală, răspundeți pe ce bani ați achitat hostingul. Că ori acolo e spălare, ori aici e spălare de bani. Răspunsurile au fost total aberante, de genul noi avem foarte mulți voluntari care fac chestii. Stai un pic, dar voluntarii, voi trebuie să declarați, dar de unde? De unde au bani, ce voluntari, ce voluntari? Aici e problema. Nu e problema că există legea asta. Problema e că legile este, pe de-o parte, sunt aplicate doar contra oponenților politici. Da. Și nu sunt aplicate guvernării niciodată, pentru că guvernarea controlează toate chestia. Am în vedere că ei au adoptat legile astea toate, da? Uh-huh. Pentru a castra, hai așa să-i spunem, financiar, mediatic și uman. A castra partidele. Tu acum ți-am spus, ca să mergi în raioane, tu trebuie să explici unde, cum, pe ce, pe dincolo. Dacă eu înainte ieșeam, scriam în argumente de fapt, da, unde explicam la 10.000, 20.000 era 30.000 tirajul, da? Explicam la 20-30.000 de oameni, minimum. Uh-huh. Că au și familie și un altă, da? Ce se întâmplă? Aveam emisiune cu 50.000 spectatori, am TV, da, până la 100. Acum unica soluție e să mergi în teritoriu. Să mergi în teritoriu, înțelegi? Fiindcă Facebook-ul e blocat, precum vezi, da? E blocat sau filtrat, televiziunea nu se mai smede, nu, nimic nu-i. Surse de existență pentru oameni, tot nu. Oamenii se tem să vină la întâlniri cu tine. De ce? Să nu pierdă locul de muncă, înțelegi? Business-ul se teme să nu-și pierdă activele, da? Etc. Și în rezultat, toate comunicările au fost practic sistate, tăiate, interzise. Întâlnirile sunt imposibile, primarii se tem să se organizeze întâlniri cu una alta, da? Pentru că urmează dosare penale. Urmează dosare, evident, da? Nu altceva, da. Suntem de răfuială în justiție. Fiindcă tot suntem de răfuială, dar sunt pierdut locul de muncă, etc. Și iată, poftim, mergi la referendum. Totodată tu ai tot dosare penale, partidele tale pot fi interzise ca la ușor sau eliminate din curs. Ca la simpla dorință și suspiciune cuiva. Sau îi extrași cu zecele primarii, ca în cazul PSR. Scoși din alegeri, am văzut. Eliminați, cumpărați, da, etc. Ca în cazul nostru. Și poftim, frate, hai să facem, hai la referendum. Numai că noi avem 105 televiziuni și portaluri.
dar voi nu aveți nimic. Da? Numai că noi avem toată mașina de stat, dar voi aveți dosare penale. Dar noi avem toți primari și banii europeni și banii bugetari pe care noi le folosim pe ziua Europei, pe pliante, pe calendari, pe summituri. Și prim-ministru merge în sate și face propagandă pentru referendum, spunând că asta e în timpul său liber. Băi, tu în timpul tău liber oricum ești prim-ministru. Și tu vii cu paza de stat. Și tu vii cu mașina de stat. Fix așa cum a plecat Maia Grigorievna Sandu la vinărie. Sigur că da. Și atunci când o întrebe, de, închide a două zi sau peste două săptămâni canalul de televiziune care o întreabă, mi-e deja mi-mil, mi-milă, știi, eu am publicat vizita la vinării și le-am făcut un bine la canal, am închis canalul cum ar veni, știi? Într-un fel da, fiindcă așa se primește. Tu mă înțelegi, adică pur și simplu ai o întrebat-o. Tu ai fost la vinărie ce? A cât ai cheltuit? Și din ce bani? Deci acele sunt întrebări pe care vă le pun ei vouă. Da, cum pe mine mă întreabă. Deci mie mi-au deschis dosar penal, Gabi. Pe ogo mi-au fabricat dosar penal. Dar ei care au votat demuri, au votat miliarde, furtul miliardului, înțelegi? Au votat amuga, odată concesionarea aeroportului, acum tenderuri falsificate, cu reparații de drumuri pe la Leova, bumba, tam, înțelegi? Cu milioane de euro, jumătate de kilometru. Cu păcură procurată, dracu știu, prin ce scheme apoi arsă. Cu gaz cumpărat la 3-4 prețuri, mă înțelegi? Și care deja toată lumea o vede, iată, Ionet, pare mi s-a demonstrat doar, dar cum cumpărau cu 7 lei și la vedeau cu 18 lei. Și tot așa, mă înțelegi? Bogdan, uite, există cereri din partea oamenilor care spun că Maia Sandu trebuie să plece și e cererea e destul de... 60% arată. Cererea e foarte mare. Totodată, în același timp, noi nu vedem niște acțiuni consolidate a opoziției. Pentru că doar cu ajutorul opoziției chestia asta se poate întâmpla, nu doar la cererea oamenilor. Cum crezi, pentru că se discută despre faptul că Maia Grigorievna Sandu ar putea pleca din funcție numai dacă ar exista un candidat, hai să nu-i spun comun, dar susținut de mai multe partide și așa mai departe. Dar noi înțelegem că acest candidat până la urmă trebuie să fie comun, mulți spun ideea de apolitic. Cum crezi, e posibil ca toate partidele sau o bună parte din partide, cele care se consideră și sunt cu adevărat de opoziție, să treacă peste unele ambiții personale unei dintre ei și să identifice acest candidat? Nu contează, politic, apolitic, poate chiar să fie și lider de partid, nu contează, dar anume prin trecere peste ambiții și peste, în interesul cetățenilor ai țării. Chestiile astea vor juca pe deoparte și ambițiile. Da? Fiecare declarativ spune dacă trebuie să găsim candidat comun, uh-huh. Și asta e clar. Mai mult, noi deja am văzut declarații la unii candidați, da, care probează tocmai teza care eu ți-am spus acum, ei vor participa. Care cu aluzii, care fără aluzii, uh-huh. Da, mă refer aici și la Anastasia, mă refer, da, dă una za declarat că el... La candidat. Păi declarat Năstase, Chicu, Irina Vlah, înțeles, da, și cu Dodon nu e clar încă deocamdată, dar are poziția lui și el. Și Ion Ceban, practic, da, lasă. Nu, el cel puțin nu a declarat că nu va participa. Da. Și iată, poftim, tu vezi o paletă așa, știi, deja de vreo 6-7 persoane și toate pe stânga, apropo. Practic, cu excepția lui Năstase, da? Și al Ceban, care e pe centru, dar o votează stânga încă. Bine, el se declară de centru, dar asta nu înseamnă că el e de centru. Sigur că da. Și asta nu înseamnă că votanții sunt de centru, cum spui. Ca fiind pe stânga, mă, să chiar dacă el declară că iată, eu sunt cu limba română, cu integrare. Hai așa, dar în Chișinău cine l-a votat? Nu stânga? Da. Masiv. Chișinău nu e posibil să-l... Sigur că da. S-a fi câștigat. El a avut vreo 15% pe dreapta, pe centru dreapta, da? Adică alegător pe D, alegător de la Sat, alegător de la Chicu, etc. Care așa e pe centru, leac spre dreapta, da? Dar totuși nucleul, vreo 35% au fost stânga. Doar ai văzut că el n-a luat 70%, 80% sau 60%, a luat vreo 50% ceva, dacă nu greșesc. Păi iată, chiar la faza dată, noi ce vedem? Că se vorbește candidat comun, dar totodată ei deja s-au declarat că vor participa în alegeri. Păi stați o leacă. Care candidat comun dacă voi deja
vă înaintați în alegeri. Doar Dodon a declarat că va participa, da? Dar cred că... Cred că urmează. Cred că urmează, dar ieșim din situația, da, dacă toți s-au declarat, da, băi, tu ce cu tine, da, lumea sunt drept. Dar poate Dodon a așteptat că toți se declare și după asta să anunț și el. Știi cum să spun, eu ce n-aș spune acum, da, oricum tu ai spus, spune, ai stai, olea, parcă o așteptat. Păi bine, ce l-a făcut eu să nu, de acord. Ce l-a zărtut cu nu, așteptăm, așteptăm și anunțul lui, știi? Dar faza care? Eu nu știu, va participa, nu va participa, da, dar din punctul meu de vedere ar fi logic dacă toți participă, dar cum să nu participi eu? Asta deja îmi pare nonsens. Totodată e clar că va depinde ce vom avea noi. Vom avea câțiva candidați care vor fi susținuți de șor, e așa, da? Vom avea PSRM-ul cu comuniștii, sper, deși cu un candidat. Fiindcă se zvonea și că Voronin ar putea merge la alegeri, da? Și atunci blocul nu va avea un candidat comun, nici măcar blocul riscă să nu aibă un candidat comun, mă înțelegi unde s-a ajuns? Iar pe dreapta ce vedem noi? Pe dreapta nu vedem candidații. Pe asta ce deranjează tare. În afară din Anastase. Deci dreapta s-a consolidat. Nu știu dacă s-a consolidat, dar cel puțin dreapta este acum curățită și strivită. Da? Partenerii externi, ambasada americană, îi strivește pe toți. Da. Care încearcă într-un fel să ia voturi de pe dreapta. Așa cum a fost în 2006, cum l-au eliminat pur și simplu cu forța prin Anastase, când l-au impus pe Lupu, care deja s-a declarat, pare-mi da, să se retragă, când i-au impus pe toți, ați aminti ce a fost în 2016. Da, da. Toți au fost impuși, da, să candidezi contra lui Dodon, Maia Sandu. În 2020 același lucru, când la unele s-au promis că le-au închide dosarele, la alții le-au promis că nu vor avea probleme, și în rezultat și Filip, și Anastase, și Renato Usată, și cine vrei. Toți au susținut-o pe Maia Sandu. Și cu o condiție, fii atent. Era puțin să declare că o susțin pe Maia Sandu. Ei trebuiau să declare două lucruri. Prima, Maia Sandu e onestă ca să închidă case-urile, da, cazurile cu 1 miliard, demo, aeroportul, Andromaca, ceea ce noi o acuzam. Uh-huh. Și eu inclusiv, da? Trebuia să se urle de la toate tribunile și la toate întâlnirile și să dai raportul la ambasadă. Că eu am spus că Maia Sandu e onestă, eu am spus că Maia Sandu e onestă. Eu țin că monitorizam unii politicieni, mă stricam de râs. Cum ei trebuiau zic, nu ea ca Dodon, da, toată lumea înțeles și cu Dodon. Dar Maia Sandu e cinstit, dar Maia Sandu e onestă. Și când întrebai, ei, dar pe aeroport, ei, dar pe miliardul. Nu, dar pe Iedor nu pus în buzunar. Eu o votat, dar s-o votat eu... toți. Înțelegi ce s-a întâmplat? Și acum eu cred că se va încerca același lucru. Să fie striviți toți candidații și mai ales de pe dreapta în primul tur. Și dacă nu se reușește în turul 2, ei să vezi, da, cu mulți care se declară pe dreapta, mă tem eu același Andrei Anastase, și Renato Usată, ceilalți alții, chemați la ambasadă și vor fi impuși să o susțină pe Maia Sandu. Adică toți cei care, fii atent, momentul, toți cei care au în statut sau care au declarat că sunt pentru vectorul european, toți cei vor fi, unu, impuși să semneze declarația aceea, pactul ăsta pro-european, asta e unul om. Doi, vor fi impuși, striviți să așa ia, da, călcați în picioare. Chemați la ambasadă și le să spune, marș și votează pentru referendum. Public. Și doi, marș și declară, semnează pentru pactul pro-european, că tu ești pentru integrare europeană. Asta va fi a doilea pas. Și a treilea pas, în turul 2, toți, inclusiv cei de pe stânga care au declarat zilecare recent pe limba română și integrare european, vor fi obligați să susțină pe doamna Sandu. Cu o singură excepție, doar dacă unii din ei nu vor fi în turul 2. Da. Cu o singură, asta va fi excepția, dar și atunci, dacă vor primi acceptul unor ambasadori, eu mă gândesc. Ok. Reieșind din toate astea, ce se întâmplă cu Moldova dacă Maia Sandu mai ia un mandat de președinte? Eu mă tem de două scenarii care merg paralel. Așa. Eu vorbeam cu tine despre ucrainizare, asta, toată lumea care are creier vede, dacă se produce în Ucraina, se produce la noi. Tot. Acolo limba rusă interzis aici, acolo lenta Sfântul Gheorghe aici, acolo nu, practic. Golodomorul declarat aici, acolo televiziune aici, aici tot. Acolo militarizare aici, acolo aplicații militare aici, totul se întâmplă step by step, pas cu pas.
Respectiv, noi avem mari, două probleme foarte mari. Ucraina are nevoie de al doilea front. Frontul se prăbușește. Frontul în nord, la regiunea Harkov, acum se prăbușește. După ce a căzut Avdiivka, după ce a căzut, adică, după ce a căzut Bahmutul, apoi a căzut Avdiivka, după aia a căzut, Avdiivka e ucrep raion, da? Adică zona fortificată, mega fortificată, ea era îngropată în beton, da? După ce a căzut Marinka, încă un ucrep raion, da? Sau zona fortificată. Iată, ieri, de exemplu, Rusia a luat 7 sate. În mass media noastră nu e scris nimic, în regiunea Harkov, da? 7 sate la rând, într-o zi. Da, am văzut, telegramul voiește, telegram, rusesc. Da. Și asta necătând la 50 miliarde date de europeni. Ele încă n-au ajuns. N-au ajuns, da, vor fi. Și la 60 miliarde votate, 60, pare, votate de Congresul American. Și acolo, frate, sunt rachete atac în sea, da? Acolo Storm Shadow britanice, da? Acolo tot ce vrei, inclusiv HIMARS-uri, adică sisteme militare complexe, ultra-sofisticate, da? Și atât n-ajută, frontul se prăbușește. Și atunci la partenerii americani sau britanici mai degrabă, cu locul 2 americani, foarte tare le trebuie al doilea front să trăiască. De dorit în Georgia, întâi, adică din Caucaz, să sustragă Rusia, da? Și al doilea linie, Transnistria, da? Ca să fie din două părți, loviturile efectuate de ucraineni și de moldoveni pentru a securiza pe de o parte Rusia, a securiza Ucraina, da? Pe de altă parte de a dispersa Rusia și a crea panică la Moscova și haos. Și a treilea lovitură ar putea fi în zona Kaliningradului, spun unii, dar asta ar fi prea de tot. Dar deja deputați din Uniunea Europeană vorbesc, știți că trebuie să lovim, trebuie să neutralizăm. Situația dată al doilea mandat pentru Maia Sandu va însemna ce? Riscuri sporite de 70%. Că Republica Moldova ar putea fi implicată în război. Război în ce sens? Nu că de la direct cu Federația Rusă, dar va încerca să fie lovit, să se facă lovitură în Găgăuzia, arestarea Bașcanii, dizolvarea adunării populare, punerea unei noi adunări acolo, era, a unui nou bașcanat, etc. Da? Asta e primul moment și a doua lovitură militară asupra Transnistriei împreună cu Ucraina. Și evident că asta va fi arătat ca o provocare, ca și nu, o provocare din partea Transnistriei. Transnistria, tipul le-a năvălit asupra Moldovei și trebuie toți să ne ridicăm, etc. Doar de ce am crescut noi de 5 ori bugetul militar la Marit? De ce facem chiar acum? Chiar acum când noi discutăm cu tine, aplicații militare cu NATO, cu România și cu Statele Unite, care se numesc swift response, că băstră atlet. De ce acum în România noi participăm la aplicații militare? Nu, de ce? Care? Și nu mai avem ce face? Băi, dar nu vreți niște aplicații să faceți pe câmp? N-are cine acum ara dealurile? N-are cine să mâna popșoiul, grâul? N-are cine livezele pline cu mere putrezesc? Nu vreți acolo niște aplicații să faceți? Aveți 6.000 de soldați, strimiteți-i strângă merele, strângă poama, n-are cine. Stau satele pline de moșnești, mă înțelegi? Moșnești și oameni din 90-80 de ani. N-are și ne îngrijim urmintele. Voi asta nu vreți să faceți, e ca așa niște aplicații. Să ajutați mușneje ăștia noștri, care mor de foame, care n-are și ne sămănași, n-are și ne pliji, n-are și ne da, strânge roada asta. Că nu sunt eu mare agricultor ca să mă pricep în asta, da, sunt politolog, vorba și. Dar și eu înțeleg. Nu. Ei cheltuie 2 miliarde de lei pe aplicații militare, 300 de milioane de lei pe un radar, 400 de milioane de lei pe a doilea radar. Am o a treilea vor scumpe. Baza militară de la Bulboaca o fac. Nu la Bulboaca, la Băcioi. La Băcioi. La Bulboaca poligonul și-l modernizat. La Mărculești s-a modernizat și rușii deja de clară cu telze. Știți că acolo o să fie avioane F-16 clasa. Care sunt purtătoare de focoase nucleare. Nu cum, așa se presupune. Noi spunem că nu și slavă ție Domnul. Sper și eu că nu sunt nenormal cu totul. Să pun acolo și nu cred, nu vreau să cred în asta. Bogdan, deci pe final vreau să întreb o chestie. O chestie. Riscul 1, riscul mare de război în Transnistria, dacă mai așa am lucrat. Și a doilea, riscul până la 2030, țara asta să fie închis proiectul moldovesc. Să se producă, așa zisul, anșluz, adică lichidare a Republicii Moldova ca stat. Uite, pe final vreau să întreb o chestie. Eu interviul anterior l-am făcut cu Iuri Ivan Cerușca. Așa.
Și el a emis o teză, o ipoteză, în care spune că în cazul în care rușii se apropie de Odessa, da, noi, moldovenii, ne trezim aici, peste noapte, cu armata română. Și chestia asta interesează pe foarte multă lume. Tu cum vezi chestia? E reală un asemenea scenariu? Eu la chestia asta, sigur că este o mare doză de realitate, o mare doză de risc în situația dată. Ce e egal cu posibilitatea implicării Poloniei. România, sigur, dacă se implică România în Moldova, trebuie să implice Polonia în Ucraina. Așa pentru, cum se spun, pentru a menține frontul într-un fel sau altul. Doar că asta înseamnă implicarea NATO în război. Înțelegi? Implicarea NATO în război, într-un fel sau altul. Asta e un moment important. Eu nu prea cred că ei sunt gata la acest moment să meargă așa de departe, din mai multe considerente. Unul, potențialul nuclear al Federației Ruse. Doi, rachetele astea hipersonice, care nu au analogii. Trei, armata rusească care va ajunge în Nicolaev, Odessa, nu va fi armata care era la Sumă și care era sub Kiev, da, și care era... Care a mâncat o leacă de bătaie. O leacă, au avut o leacă de probleme, așa trebuie să spunem. Să fie tot o altă armată și care ar putea pune probleme mari existenței statului și proiectul românesc. Mă înțelegi? Cu atât mai mult, nu uita contextul recent, Xi Jinping s-a întâlnit cu Orban, anterior ministrul apărării a fost chinez în Ungaria și le-au dat garanții de securitate ungurii. Adică, altfel spus, ungurii iar așa ar face din palmă, hai băieți, hai, intrați-mi în Moldova. Iau anumite aspirații în România. Intrați-mi în Moldova, cu noi să avem posibilitatea, că urmă să punem întrebarea de ce cu Transilvania, da? Adică pentru România sunt riscuri foarte mari, chiar dacă tot NATO ar sta în spate. Mai mult decât România intră, dar să nu înseamnă că tot NATO se va implica pentru România. Care... Nu, România a mai fost pe aici, pe timpul istoriei. Și cu ce s-a terminat, înțelegi? Cu parada militară rusă, da, în Chișinău, și cu implicarea României deja în război contra aliaților germani și italieni, ții minte doar. Și în situația dată, problemele vor fi foarte mari. Doar ce înseamnă acest lucru, intrarea României? Asta înseamnă, Gabi, extinderea NATO spre Est. Războiul de ce a început? Nu, exact din acest motiv și a început războiul, în principiu. A început că Rusia ducea tratative cu Statele Unite și cu NATO privind garanții de securitate și că NATO nu se va extinde spre Est, mai și mai mult decât NATO va ieși din Georgia, Armenia, Ucraina, Moldova. Și aici, hop, NATO intră. Tu îți dai seama care va fi reacția Federației Rusă? Eu mă gândesc că reacția va fi una virulentă, mai mult decât atât. Se vor găsi politicieni din Găgăuzia, din Univrai, care o să fugă în Federația Rusă. N-au să-i arestez pe toți și n-ai să-i poți lichida fizic pe toți. Sau s-a găsit diaspora moldovenească, 300 de mii, erau 500. Și a screaz cantitatea diasporii moldovenești din Rusia, care va face un guvern de negru. Правительство в изгнании, а как мы его Тихановская, а как мы его черкат ку Гуайду, этих ну же американцев, а как мы его черкат. Ну и видим, онди ну дуче, я пенску ну дуче никак. Он креал он гуверти не был, понимаешь? Кари во фаче, кари тот тим после во фаче декларации, кари во финанса и чем нибудь эти кести, кари. Я рдак ну во фи он распонс милитара федерации, да федерация Руси ва требуи се распонда милитар, фиинка во фи атака Транснистрия и гарнизона милитара Руса. Și atunci la mine apar foarte mari întrebări cu ce se va termina. De ce? Mie îmi pare că la acest moment, implicarea militară a României este puțin probabilă. Să vedem peste vreo jumătate de an, dar acum nu văd cum. Nu este încă așa o decizie, cred eu, adoptată la modul final. Bogdan, uite, eu în câteva săptămâni în urmă am mers la Moscova. Și am pus o poză, am mers la invitație mass media de acolo, da? Și am pus o poză pe fundalul Kremlinului. Au urmat acuzații de trădător, nu mai știu eu ce acolo, trădător de țară, de neamș, pentru o poză. Tu, te consideri trădător de țară? Păi, în așa caz, eu trebuie să-l consider trădător și pe Nantoi. Înțelegi că a fost la Moscova cu Slusa, a pus story împreună cu Zineda Greceanu la...
памятник там, солдату тому, безызвестному. Безымянному герою. Да? И еще раз, требушки, да, требует моя сам, говорит, козак. Он сразу сам толник, он долгий нос, представляешь. Он кну ира, при мне срок ой, один топой. Ну, функция для пришли, он толник, я раз козак. Что Украина ира разбудит, ну че? Украина, вспомнил, я лук, федерация Руса. Вот, вспомнил, они вел официал, публик, ира разбой. Ман салеч, ира разбой. Моя сам, он толник, ши. Да, а и таткум, собі спину, федерація лише, он тієт, контракт. О, домінат, тіро. О, домінат, да. Я руні дін тринши, о, факут студії пінноску, да, джен, кому тям, по пєску, да. Дям дічей лал, скажав, пин ладен, шо лянка, я читера, да. Так, карь тот пила МГУ, факут, каш по пєску, шну шкучі, да. А шак, Габі, ну, кум се спуне оце, спуй куйва традатор. Традатор не цар, я чела, карі вінді, секретілі, дістат. Да, аста е традари. Деца, се нумешти, да клон коду пенал. Орче ал, так тут и вычла Москва, так клон уничку поличендин Москва. Бы да, да, шикарь я проблем. Но я вам три судим меди молодове, не тот страдатой. Да я раучен судим. Да ну и компарам нерджи электрик, я кур. Ман салеч? Да ну и компарам продукт. Шо платим тот? Două milioane trădători, да. Да, да, да. Noi vin de acolo transferuri valutare, chiar dacă nu prin bănci, dar era până ultimul prin bănci, da? Vin prin rutieri, prin mâncă. Asta e trădare de țară, oameni și strădători care și sunt propriile rude. Dar noi avem o biserică comună. Noi avem populație rusolingvă aici, mă înțelegi? Dar noi avem familii mixte, dar noi avem o istorie comună de 200 de ani. Respectiv, băieții, da, care sunt sorosiști, care sunt plătiți la greu, da, pentru a distruge acest stat, acest popor, această credință, și o fac pentru bani, mă înțelegi? Mie îmi pare că ei sunt trădători de țară. Înțelegi, Gani? Mie îmi pare că ei sunt trădători. Să vii tu la putere și să interzici limba propriul popor, ce e asta dacă nu-i trădare de țară? Să majorezi prețul la gaz de 7 ori. În cea mai sărac țară în Europa, ce e asta dacă nu-i trădare de țară? Să închizi tu spetale, gen Toma Ciorba. În perioada încă post-pandemică, stai că COVID-ul încă mai merge pe aici, pe acolo, da, și OMS-ul declară recent că ne așteptăm la alte pandemii. Și tu lichidezi unic spital, da, de boli infecțioase, Toma Ciorbă, care are peste 100 și ceva de ani. Măi, tu l-ai construit. Noi construim acest spital. Toma Ciorba a fost ăla care, da, grație lui s-a ridicat-o. Și tu lichidezi. Asta ce? Nu-i trădare de stat, de țară? Trădarea interesului național, Gabi. Nu, asta... Bogdan, asta nu-i trădare de țară. Nu, asta e trădare. Nu, asta nu-i trădare de țară, asta e integrare europeană. Păi ei nu spune asta integrare europeană. Dar atunci când tu lichidezi câte televiziuni și nu știu ce, asta e integrare europeană? Păi dacă asta e integrare, spuneți-o. Că integrarea asta de europeană înseamnă că noi închidem 13 televiziuni, că noi închidem școli, că noi facem LGBT, că noi adoptăm convenția de la Istanbul, da? Că noi... Iată, asta e integrare europeană. Fiți sinceri ce obțin, spuneți-o asta. Și atunci am înțeles. Dacă voi nu spuneți asta, înseamnă că ceea ce voi faceți e trădare de țară. Cabe asta e trădare de țară, mă înțeleg? Când tu, repet încă o dată, interzici transferurile bancare la 300-400 de mii de moldoveni care până nu de mult, câte $1 miliard transferau în Republica Moldova și țineau oamenii ăștia și țineau părinții să nu moară de foame și tu ai lipsit oamenii ăștia acum de acești bani. Asta ce e? E trădare de țară sau nu? E trădare acestor oameni, da? Care rămân fără surse de existență, care trebuie prin rutieră să plătească dublu, triplu și le rămâne acolo dacă le rămâne. Înțelegi? Dacă nu toți încă pot să primească acești bani. Iată, pentru mine, asta, da, de trădare de țară. Dar nu, ce e că eu mă duc? Da, m-am dus în Rusie. Și am să mă duc, fiindcă suntem parteneri strategici. Mă înțelegi? Suntem parteneri strategici cu federații. Și tot în jur ce tu vezi, de la clădirea guvernului, clădirea parlamentului, clădirea președinției, toate uzinele construite, înțelegi? Toate fabricile, tot ce, circul care voi l-ați distrus, înțelegi? Filarmonia la care i-ați dat foc. Clădirea filarmonică și nu puteți până în ziua de azi să repara. Stadionul Republican care l-ați văzut la americani, înțelegi? Pe copii aici, 16 milioane, nu știu cât, când el costă $50 milioane. Iată, tot asta a fost construit de Uniunea Sovietică. Sau în perioada țaristă. Unele din ele în perioada țaristă construite edificii, clădiri și ce ați construit voi? Voi n-ați construit absolut nimic. Voi ați reparat un drum, pe credite. Și a spus că asta e ajutorul poporului american. Păi ajutorul ceea ce e gratis.
Voi tot ce ați făcut, ați făcut pe credite. Dacă ați făcut ceva fără credite, arătați. Vreau să văd. Fără credite numai ați făcut gay parade, înțelegi? Și seminarii despre drepturile copiilor LGBT în școli. Acasă au fost pe granturi. Celălalt tot e pe credite. Iată care e faza. Iată care e faza, Gabi. Așa că în așa situație, în așa situație, noi trebuie să înțelegem că trădători sunt aceia care trădează valorile acestui popor. Care trădează limba acestui popor. Care trădează interesele naționale a acestui popor, da, inclusiv piața noastră de desfacere, inclusiv sursele noastre energetice pe care noi le primim tot și le-am primit din Federația Rusă, inclusiv locurile noastre de muncă, inclusiv multe chestii care pe noi ne leagă. Așa că a să vină momentul, eu sper, într-o zi când acești băieți vor trebui să răspundă toate aceste fără de lege făcute. Bogdan, eu îți mulțumesc foarte mult pentru discuție, sper că o să mai avem asemenea discuții. Iar urmăritorilor le aduc aminte să se aboneze la canalul de YouTube, la cel de TikTok și de Telegram, descriere, adică link-urile le veți avea în descrierea acestui video, inclusiv link-urile la canalele lui Bogdan. V-am pupat pe portofel.